tu me TNT. Hatere tu TMT. Zici că am băgat MT. Câte ceasul GMT. Am tu me TNT. Hatere tu TMT. Zici că am băgat MT. Câte ceasul GMT. GMT de plăcere. Știi că face tot ce-i cere. Vrea avere, dar tu vere. Ai grijă la acapele. Că-s vipere, că-s chimere. Vor să spele păcatele. Păcatele au caziere. Nu au gang, dar au cartele. Nu fac trafic prin cartiere. Vorbim de alte nivele. Joacă dur că vor lovele. Le iese doar cum vor ele. Căutate în Interpol. Vor să pună monopol. Au partide în control. Însă umblă-n la minor. Transformat în infractor. Fac ce zic ca să nu mor. Sunt butonul în jocul lor. Îl apasă și-mi-au zbor. Orice șarpe îl dobor. Orice hater îl ignor. Orice faker îl omor. Sunt eu Jimski din viitor. Am dume TNT. Hatere tu TMT. Zici că am băgat MT. Câte ceasul GMT. Am dume TNT. Hatere tu TMT. Zici că am băgat MT. Câte ceasul GMT. Greenish Meridian, da, im. Ești influencer, faci sla, im. Te dai la abele și ca, in. Trișezi în viața, ai a, im. Semnezi contracte, life, da, im. Glisuri în gură cu da, im. Nu ai nici flow, nici ra, im. Ești killer, hip-hop, over scra, im. Ha, lasă-te, ha, ha, lasă-ne, ha, ha. Falsule, nu ne plac manelele. Ha, ha, lasă-te, ha, ha, lasă-ne, ha, ha. Falsule, nu ne plac manelele. Măi, nebunești. Ne tot spui povești. Le mai și înflorești. Hai arată-mi cine ești. Nu cine vrei să fii. N-aveți bani, sunteți copii. Mă întreb ce ar ieși. Dacă mai că t-ar ști. Că faci piese în care vorbești doar de bani, mașini, droguri, femei. Și în care te lauzi pe banii ei. Las o baltă, rămâi la Fortnite. Am dume TNT, hatere tu TMT. Zici că am băgat MT, câte ceasul GMT. Am dume TNT, hatere tu TMT. Zici că am băgat MT, câte ceasul GMT. Aha, 2017, Dangeroso. Pun beat de la viță și om bladon. Să moară rapperii, fac maraton. Îi las gură cască la microfon. Le dau băte de cap ca factura Eon. Unii nu-și măsoară șmecheria în copci. Că nu au coaie și nici blason. Alții tâlhăresc copii minori de țigări, de pan sau de telefon. De ani de zile se spart încă ca tracodinții. Să arate că ei sunt tehnici. Întâmplător 7 din 10 sunt niște găini ar nemernici. Și artă cu toți ca atâta pot. Vor să arate că ei sunt hoți. Ieșiri de mafios, tricouri roz. De-aștia mai văzută în slopos. Morții tăi te întreb cum de. Pot să dau atât de repede. Cum i-am calculat silabele. Ăsta la vârsta lui nu-și uită versurile. Pe piesa asta nu-l copii pe basta. Scopii doar cheia să-ți deschid casa. Spat nevasta-ți golesc frigiderul în situații de căcat. Mă saldează flero. Dau sacadat, am versul notat. Ți-l bag în capul ăla pătrat. Îl luam dacă rap se dădea doctoratul. Când morții tăi tot prezi lătrat. Vise cu vise cu pizdele triste. Mulți emții de vin traseiste. Nu scui pe maicuri plâng în batiste. Vin să vă fut, ține spuzele fixe. Vorbești prea mult. Nu stau să te ascult. Degeaba te scuz. Eu nici măcar nu știu ce vrei. Vorbești prea mult. Nu stau să te ascult. Degeaba te scuz. Eu nici măcar nu știu ce vrei. Știi că eu fac rap din 95. Când ai tăi încă se încălțau copii. Vezi cine te împin sau cu cine te frici. Că ăștia mari nu te iar, dai grijă ce zici. Te ar nu-ți dau doar rime pe loc. Te iau la capace că tot ai la foc. Trebuie să fii boss să crezi că doar mă joc. Dacă tot ai din gură ți le-ntorc în bord. Femeia ta se plânge că nu ești pe afiș. Că ți-ai lupa cu tine atunci când te piști. Te dai tare, dar ești din casă pe furiș. Vei să fii mare ca și Timă Tangriș. Tu ai 10.000 de piese, dar nu vii cu nimic nou. Te lauzi că ai multe fete, dar cu poate că ești bou. Ai o puță mică, ci că dai, vrei să fii erou. Ești un minimic care vor de-aia face un mini-show. Păcăliciule, te-am mirosit. Că ai dat două strofe și ai obosit. Tare după taste e ca un pușcordii. Te dai la tu numeri, dar de fapt ai capul mic. Reține ce auzi că zici și în față. Te dai scump, dar eu te găsesc în piață. Cu asta te naști că nu se învață. Tu faci dat dovară, eu fac rap în viață. Vorbești prea mult. Nu stau să te ascult. Degeaba te scuz. Eu nici măcar nu știu ce vrei. Vorbești prea mult. Nu stau să te ascult. Degeaba te scuz. Eu nici măcar nu știu ce vrei. Hai, uite-te puțin ce subiect dezbat. Nu mă uit în gura ta dacă bănici căcat. Facă repede la cap că doar de-asta atac banda. Văd că ai gura mare ca goaza lui Sandra. Mai bine zezi de treabă. Nu te băga la ce nu știi mai bine, întreabă. Dacă vrei numai mău ca să te duc toate pe pulă ca rușul măta. Când e vorba de rap, rupele gura. Orice piste de MC sună ca pula. 100 de cuvinte pe secundă. Bac, bac, numere, track, track, break din pac, pac. Dau rap din inima, martura, orta. Ăsta sunt, asta fac, nu mă importa. Ce faci? Dar ține-mă minte, nu te mor după mine. Fă înainte. Vorbești prea mult. Nu stau să te ascult. Degeaba te scuz. Eu nici măcar nu știu ce vrei. Vorbești prea mult. Nu stau să te ascult. Degeaba te scuz.
ei. Eu nici măcar nu știu ce vrei. Într-un băbite vede pula toate tocba. Uite de te bate, te bag în comodă pe maca. Da, mă doac în taga, da. Potu pe când o dau cata casa ta. Cata bătate te dai mi-a taga. Ninghide de fapt vine tu ca Salman Khan. N-ai cum să mă prins prin băursul. Fram, viteza mea rupe radarul de Logan. Când o dă darul pe-a toată lumea vuia. Tehnica asta se pare că-i bruia. Cine-a duduia când băia s-o suia. Chipa îi se zice acum le rupe muia. Nu te mai da tare, tu dă-te din cale, că te-ncale. Uite-te cu dată, dar afale nebune. Tu nu te pune pe glume, pe bune, pune-te pe gânduri. Că dau dume după dume până te răpun drum. Bum, practic voodoo, literii se adună. Le-am urți în pulă, spirit de glumă. Și la centralistele place cum sună. Bac pula mentalitatea de turmă. Ștecher pe beat, asta vin sărul mufe. De stau în gât că n-am bani de târfe. Mereu în prima linie așteptând ce o să vină. Nu stau în spate că am rău de mașină. Vorbești prea mult, oh, yeah. Nu stau să te ascult, oh, yeah. Degeaba te scuz, oh, yeah. Eu nici măcar nu știu ce vrei. Vorbești prea mult, oh, yeah. Nu stau să te ascult, oh, yeah. Degeaba te scuz, oh, yeah. Eu nici măcar nu știu ce vrei. Vorbești prea mult, oh, yeah. Nu stau să te ascult, oh, yeah. Degeaba te scuz, oh, yeah. Eu nici măcar nu știu ce vrei. Vorbești prea mult, oh, yeah. Nu stau să te ascult, oh, yeah. Degeaba te scuz, oh, yeah. Eu nici măcar nu știu ce vrei. Dăm repede de foc, dar nu chema pompierii. O ar pe străzi ca un maidanez. Mai bine cheamă hingherii. Minerii, mizerii, mă sperii. Trăiesc mult pe panicat în templul tăcerii. Străzile din Vâncoveanu până în primăverii sunt pline de priviri ce-au căzut victime durerii. Fețe luminate odată cu lăsarea serii. Au topit cu lacrimi zăpada în așteptarea verii. Pahare goale, plastic, festivalul berii. Curve plictisite încearcă să agațe șoferii. Rujul proaspăt aplicat pe buze cu bacterii. Colorează noaptea albă care naște luciferii. Doar un gând mai am să fente spectrul vederii. De-aia o să aprind o torță și o să cad pradă plăcerii. Încă tușa de vise, nu de ofițerii. Ce pândesc la colț de stradă în metropola puterii. Un oraș prea trist. Interjecția de noapte pe care o auzi într-un Logan sau chiar seria 7. Sunetul preferat când te lași pe spate. Și o nimfă blondă coboară și trece la fapte. Locurile gri acum sunt viu colorate. Au stat după gratii și sunt reabilitate. Cartierele sunt adăposturi de păcate care ascund nenumărate povești neterminate. Grop neasfaltate chiar și în zone răsfățate. Voși cu tracțiune și pe față și pe spate. Taxele de drum se sparg în cluburi de ochiate. Capete pătrate protejate doar de cefelate. Doar un fum mai gros mă face să le uit pe toate. De-aia o să construiesc un pod și trec mai departe. Și o să trag adânc în piept cât se poate. Că prea mult ne-au tras ei pe noi, trage și tu frate. Pornesc
microfonul, dau tonul. Pentru atârnători inițiez teledonul. Te întinzi ca tendonul, dau de sare bușonul și sar peste piste cum sar șotronul. Toate bârfele nor să schimbe scorul, toate târfele din rapul românesc să-și ia zborul. Când le arăt degetul la vecin cu arătătorul, sugeți pula, ia uite ce repede de dansatorul. Jonglez între rapul ăla nou și ăla vechi, sunt aici să vă plantez muzică, pune în urechi, să livrez calitate ca tripuse fără borsec. Și de când se dă rec, stau aici, nu mai plec. Dau maraton, dau dribbling Maradona, livrez tratament frecvent ca la Dona. Dau să crape plomba rap ca în Pamplona, Valea Jiului, Colentina, reprezint zona. Rup strada, rup beat-ul, rup căpățân, rup rapper cu rap-ul bazat pe minciuni. Rup piste de ieșite în rap la produs, rup indiferent de nume, de crew sau de grup. Grupii grețoși la trălata staturi, grași pârnăiași morților futături. Țăranza la hori care s-a închis în dur, dau, dau cotită când e prins pe la cotituri. Și-am vrut să le cânt frumos, mai dai pe toți în slow boss. Bac pula morților, bac pula morților, bac pula morților la toți. Și-am vrut să le cânt frumos, mai dai pe toți în slow boss. Bac pula morților, bac pula morților, bac pula morților la toți. Pe cine o să zică ăștia că am copiat? Aha. Că flow-ul ăsta nebun trebuie să fie furat. Vandara pe-n cap, nu-și bagat ca Van Damme. Unii încă-s la nivelul Antantiri Mogodan. Vă umplu de spume pe toți ca McGregor. Vă iau pe sus idol și mentor și cenzor. Și le zbor ficurile să moară fapta. Mă întind precum cancerul și cataracta. De mult sunt gata, prin fum plec la drum. Cine ar putea să mă împiedice acum? Dau tun după tun, dau bum după bum. Dar nu-mi stau în drum, dă mor, sunt nebun. Nu arde coios, cocoș, n-are rost. Sunt în stare să îți stric chipul la frum. Nu vorbi pe toți, a poți să zici că n-ai fost. Când vin peste tine 90 de chile de prost. Timpul trece tic-tac, nu-ți face pe plac. Chiar mă-mpui pe backtrack, creierul face flic-flac. Tu vrei banii, eu-i trag, n-alerga în zigzag. O să-ți pierzi dinții vreun gang cu arfe de bang-bang. Și-am vrut să le cânt frumos, mai dai pe toți în slow boss. Bac pula morților, bac pula morților, bac pula morților la toți. Și-am vrut să le cânt frumos, mai dai pe toți în slow boss. Bac pula morților, bac pula morților, bac pula morților la toți. Aha, Dangerosu, vis-a-vis de tot hate-ul ăsta, eu vin cu propunerea să fie pace. Să ne susținem între noi, să terminăm cu căcaturile, să fie unitate, să-mi sugeți pula, să-mi ba pula morții voștri, să vă trag la muie. Ura! Lase grave urmări, că ți-ai înfipt din țincurul meu, aveai remușcări. Te-am făcut când tu credeai deja că nu ai adversar. Și te lăudai pe net că ai făcut piesă cu jefcar. Ți-am întins o mână să te ridici de fiecare dată. Tu mi-ai întins o mână doar ca să o prind și pe cealaltă. Problema-i simplă, cazul să mă plătești cu euroi. Și dacă n-ai bani, îți dau eu curcum, nu-i mai văd înapoi. Îmi cer scuze că te fac de căcat fără rușine. Ești plin de crize, eu sunt plin de căcat și amfetamine. Tu n-ai să miroși vreodată ce înseamnă să fii iubit. Că târfele tale ți-au dat cu jet după ce te-au mirosit. Mă piși pe tine și pe măta aia cioară de munte. Și pe tactul la ochelarist căcat cum o sunt unde. V-a luat corabia în pulă de la Qatar până la punte. Că dacă trag un pom din voi, rămâne doar bucăți mărunte. Dar dacă era să pic, aterizam direct pe tine. Cine n-a înțeles, rima sunt gata să o explic. Am un slogan să facem sex în Logan la Shortic. Tot cartierul e cu tine și tu cu el, ce pula mea. Că sunteți așa delegați între voi și aveți rețea. Tot sar pentru tine dacă problema e nasoală. Dar din păcate doar pe geam la măta în casă în pula goală. Am făcut sex cu crețul, cu șuncă nu, că n-avea loc. Și uite așa, ți-am putut toată gașca dintr-un foc. Dacă ai nevoie, cheamă ajutoare, știu că ești dur. Adu-i și pe copiii ăia de acum. Shortic în cur. Sunteți toți o apă și un pământ, asta e adevărat. Apă o beau ca să pot ține pământul mereu irigat. Crize să-mi lingi cu aele în stil de mare campion. Că doar așa o să ajungi în viața ta la microfon. Only me, only you.
flow and my hip-hop crew. Mă iei mereu de sus și spui că stilul meu e moale. Mai bine ia-mă de jos că-ți garantezi ceva mai tare. Tu existi decât pe mes și pe hai 5 mai căuta. Hai 5 de zic și oalor mei când mergem toți la maică ta. Sunt certat cu pacea deși doar cu verde mi-umplu basca. Tu-i certat cu viața mai rău ca Andreea Marin cu Rădureasca. Te crezi vedetă cu poze editate pe net de Silviu. Ce mișto ești, n-ai vrea să-mi dai la pulă un interviu. Te-ai săturat, de crizat, era să te subestimez. Și uite așa ai dat în om, dar chiar de târfa lui Danes. Te simți plin de ură când asculți asta acum. Stai liniștit, mai am încă doar 10 la fel pe album. Lumea te știe un ratat, dar mai bine un pierd de vară. Eu am pierdut vreo 8 veri degeaba la fel cu tine afară. Și-am să pierd ore în studio ca să ajungi un rău model. Dar până atunci nu uita să-i dai banii lui Babiel. Să-ți câștigi un loc între băieți. Păi sclavule, tu trebuie să înveți să arăți respect, să știi ce înseamnă băieție. Dar tu ne înjuri baricadat în sufragerie. Ai dat statură cu mușchi, te comporți ca Bruce Lee. Să scrii trei rime pe forum nu înseamnă să fii MC. Toți sclavii, toți retardații, care la 24, 25, 95, nu contează câți ani, își iau bătaie de la părinților dacă nu sunt la ora 10 acasă. Dacă îi vezi după ora 10 se transformă din fraieri, se bagă lângă tastatura aia cu mușchi și sunt smart doi electronici. Oameni care trăiesc pe internet, trăiesc în sateliți. Dacă îl deconectezi prin USB de la unitatea lui centrală și l-arunci în fața blocului, este un cărat, pișamaș pe voi, mă. Și toți dreață, măi, stă. Mi-a căzut mortul pe mine. Acum e chiar de râs, adică. N-ai ce căuta. Ascultă-ți inima. Când totul pare împotrivă, răspunde cu ce-ți oferă ea. Ascultă-ți inima. Când în jurul tău e ură și minciună, n-ai ce căuta. Ascultă-ți inima. Când totul pare împotrivă, răspunde cu ce-ți oferă ea. Vorba aia de nu pui suflet nu țiese. Eu l-am pus pe piese ca să atingă, nu să impresioneze. Tot ce fac vreau să conteze, man. Nimic altceva, nu mă băga în oală cu rapperii tăi, că eu-s bucătar. Rimez natural, fără rețetar. Pun hater pe jar, că livrez ce trebuie, nu ce devine viral. Din toate astea ești și ban. După mine îi spar cu Golanda. Nu contează mai deloc, scopul-i să redevenim umani. Vorbim de alt nivel existențial, compatibil din ghetto până la rezidențial. Esențial, nu demențial, îți dau să fie clar. Să poți vedea și tu dincolo de spectru social. Fii tu însuți până ajungi cineva. Viața bate filmul, poți să fii și în cinema. Arată-ți dragostea, nu ura, chiar dacă pare zadar. Toate vin la timpul lor și uneori mă întreb cât timp mai am. Ascultă-ți inima. Când în jurul tău e ură și minciună, n-ai ce căuta. Ascultă-ți inima. Când totul pare împotrivă, răspunde cu ce-ți oferă ea. Ascultă-ți inima. Minciună, n-ai ce căuta. Ascultă-ți inima. Când totul pare împotrivă, răspunde cu ce-ți oferă ea. Că cine
la tine, dar într-o zi n-o să mai peste. Ai grijă pe unde mergi, ce faci și ce vorbești. Oamenii sunt răi și știi că n-au timp de povești. De nu vrei să mă asculti, n-ai decât să încerci. Să nu vii la mine când ori să dea cu tine de pereți. Înveți pe zi ce trece, crești tot mai mult. Și visele se spulberă, urlă sufletul avut. Banii n-aduc fericirea și în niciun caz nu pot cumpăra iubirea, sufletul familiar. Îi vei avea, rămâi real, menține-ți linia, dar nu uita că ai visat de multe ori momentul oportun. Și-ți sunt alături și la bine și la rău îți spun. Ai încredere în mine, o să fie bine. Și dacă nu mă asculti pe mine atunci, ascultă-ți inima, când în jurul tău e ură și minciună, n-ai ce căuta. Ascultă-ți inima, împotrivă răspunde cu ce-ți oferă ea. Ascultă-ți inima, când în jurul tău e ură și minciună, n-ai ce căuta. Ascultă-ți inima, când totul pare împotrivă răspunde cu ce-ți oferă ea. Dar nu la 180 de grade. E același pentru voi, gata să meargă mai departe. Omul care strălucește, dă-te de pe spate. A revenit iar pe live, 24 de karate. Proful tău de FIFA de la care nu chiulești. Acum mâinile la spate, că dăm drumul la povești. Apasă pe butonul de like, sigur nu greșești. Și pe subscribe, dacă ești fratele meu și mă iubești. Cine te învață să pui mâna pe femeie? Cine te face să te aprinzi instant ca o scânteie? Cine te face să zâmbești când n-ai nicio idee? Cine te deschide când nu găsești nicio cheie? Antonio campion, multiplu FIFA superstar. Vedeanu, o legendă vie, tehnic și hilar. Maco, un real pericol pentru orice portar. Dar niciunul dintre ei n-are vrăjala lui Jetcar. Domnilor și domnilor, în direct pentru voi, inegalabilul, inconfundabilul, care va juca rolul de Barosan, maestrul de ceremonii, același Șepca.
sară, cea tunaie! Ce chestia aia mea, ca să nu zic pulă, mea se întâmplă aici? A? Ce-a întinerit micro? Ia vezi. Gol Sevilla. Este coaie, gol Sevilla. Bine, mă, mamă, ce mă bucur, coaie. Deci am pus 7 bilete la pariuri. Deci fiți atenți aici, m-a întrebat un băiat. Cu asta începem. M-a întrebat un băiat pe Facebook. Zice așa. Jepcar, știu că nu pui la pariuri, dar crezi că se dau, crezi că dau Sevilla și Manchester gol în seara asta? Că aș pune GG 3 plus să pun 100 de lei pe bilet. Și eu am zis așa. Frate, vorbește cu ai tăi, să treacă pe numele tău casa, mergi și pune casa pe GG 3 plus și aia e. De aia se numește casa pariurilor. PSD-istul aruncă căcat în noi, uitați-vă așa. Bă, nu-i mai bine, coaie, bă! Pune, frate, casa, direct. Ce pula mea te complici, pui câte 10, 20, 100 de lei? Ia, tată, casa, du-te direct, măcar știu o treabă. Ori dai un tun, ori nu mai joci deloc. Pă bune, acum, coaie, ce pula mea asta este chinui cu 10-20 de lei ca Sara Kidis? Radu Sebastian devine și el marocan. Mersi frumos, Răducu. Deci, n-are sens să jucați, frate, n-are sens să jucați pe 10-20 de lei. Casa, aveți mașină, mașina, tot ce aveți pe numele vostru, nevastă, tot, puneți la pariuri, tot. Pula mea, frate, nu stai așa, umbli cu 10-20 lei. Cât pula mea câștigi, mă, la un bilet de la de 10 lei? Băi, mamule, cât e, mă, la 10 lei? Iei și tu 70 de lei, așa? Ce pula mea, mă, și iei 70 de lei ca ratații? Pă bune, frate! Organele. Da, merge și cum? Cu un rinic merge, nu? Poți cu un rinic, nu? Să trăiești. Da, cu un rinic. Ce ai, mă, trăiesc unii cu un rinic în pula mea? Și că mulțumesc de idee, îl pun pe soțul la pariu. Direct! Ia, punem aici pe... Direct! Ia-l pe soțul, pune-l dracu la pariuri. Ce pula mea, stați și așa să vă înghesuiți în casa aia. Și din câte știu eu, în Anglia, acolo la tine, Cristina, e cam nașpa cu spațiu. Sunt cam mici apartamentele alea. Pula mea, mai dorm cu el în pat, să mai și bășește noaptea. Aruncă-l, dă-l dracu de aici și așa. Salut la toată lumea, Sebi, Ivan, Sedere Bros, Eugen Magnifico, Dan Găvârlaș, Beni, Alexandru Gaming, Vlad Govoranu, Robert Andrei, Teo Stoica, Sache, Bogdan Stoian, familia Danes 23, Titi Alex, Andrei, Kinguin, Andrei Ardelean, Ardelean, pula, Marius Brândușe, Chela, George, Marius Lupu, Marian Lupu, Cristian, Eric, Robert Andrei, Maradona, Prime Moments, Lee Squad, Andrew YouTube, Mihnea Nuțulescu, Răzvan Pușca, Șteu Albanezu, Cristi, CJ Cristina, Ionuț Melinte, Eugen Magnifico, Teodorele FC, Skynet, Iulian Cornea și Drui, Dariud Mihai, Robi, n-am auzit, Cristian Neagu, mamă, ușor iubi ca mețești, aia zic. Mai dați-vă în pula mea de aici. Asta e combinația cu pariurile, din punctul meu de vedere, da? Piri, DJ Possessive, Ultra, ia uite, toți băieții. Piri, toți băieții, pula mea. Deci, așa e când mă întrebați pe mine de pariuri, de dalea, eu vă zic pe aia dreaptă, frate, nu stăm să ne încurcăm. Claudiu Gaucan devine și el marocan, mulțumim mult de tot, din suflet, toți cei care sunteți membri, care aveți membership, o să aveți de câștigat, o să vă spun imediat, pentru că ăsta era primul subiect pe care voiam să-l ating astăzi. Fraților, ce e cu membership-ul? Ei bine,
La noi lucrurile funcționează un pic atipic. În sensul că, nu știu, ați văzut la alții pe live-uri, membership-ul ăsta nu valorează prea mult așa, e doar așa de susținere. La noi e o treabă mai exclusivistă așa un pic. O să vă dau un exemplu, emisiunea Carcalacii N-au Talent în acest moment este doar pe members only. Ce înseamnă asta? Înseamnă că doar cei care au abonament o pot vedea. La un moment dat o să-i dăm drumul pe public. Dar impactul, ca să zic așa, atunci când are impact și lumea vrea să o vadă, trebuie să o vadă doar membrii, pentru că trebuie ceva exclusivist pentru ei. După cum observați, am dezactivat funcția DVR. Asta înseamnă că nu mai puteți să derulați înapoi. În timpul live-ului, bineînțeles. Și în funcție de rezultatele acestui live, pentru că noi facem statistică după fiecare live, vom decide dacă acest live va fi pe membership sau nu. Dacă pe members only, dacă va fi pe members only, doar cei cu members vor putea să-l vadă. Iar toate live-urile din afara studioului vor fi members only. Da? Adică și în timpul live-ului și după ce se termină acel live. Că înainte erau pe privat. Acum sunt acolo, puteți să le vedeți, no problem. Doar că trebuie să aveți un abonament. Abonamentul minim este de 10 lei. De asemenea, săptămâna viitoare am văzut că multă lume m-a tras de urechi că de ce nu lansez piesele pe care le pun în intro, piesele cu mine, că vor și ei să le asculte. Nici o problemă. Voi lansa anumite piese, vor fi pentru members only la nivelul marocan, iar piesele noi, deci astea vechi pe care le-ați ascultat, astea vor fi doar pentru members only. Iar piesele noi, pe care urmează să le scot, vor fi de la Garoi în sus. E ca și când îmi vând piesa, îmi vând un CD, mă rog. Da, o să lansez probabil două piese și ambele vor fi pe members only, dar varianta Garoi în sus. Asta se va întâmpla în viitorul apropiat. Adică nu știu în cât timp o să scot piesele. Încerc să le scot în maxim două săptămâni, dar nu vă pot promite. În schimb, piesele pe care tot mi le-ați cerut să le pun pe YouTube vor fi pe members only. Membru marocan și aia e. Adică membru minim. Așa. Mi se rupe de piese tată, dă-ne FIFA, lasă vrăjeală. Asta e ca cum a zis Giovanni Becali atunci. Păi ce crezi că am venit să mă driblez cum vei dumneata? Dă-ne tată fotbal. Cam așa. De asemenea, membrii vor avea acces, că tot vorbeam de FIFA, membrii vor avea acces la un conținut special de FIFA când apare FIFA 21. Deci când apare FIFA 21 o să vă rugați de noi să învățați de la noi FIFA și noi venim în ajutorul vostru. Vom avea content dedicat pentru cei care vor să învețe FIFA. Da, tutoriale, tot felul de explicații, members only. Un fel de only fans. Ce mă bucur că nu faci donați și garoi. N-are mă nimic. Jepcare, ești tu nimic și ți-o spun direct, zice Kella. Nimic ești tu și ți-o spun direct. Hai că ne rugăm de tine să învăț FIFA. Bă, poate de mine nu, că eu nu am atâta timp să mă antrenez. Dar de Remus, de Vedeanu, de Antonio, o să vă cam rugați. O să vedeți că nu o să aveți de unde să învățați. Dacă înveți de la ăștia de afară, e un pic mai complicat. De la ăștia din România, ci că lasă că învăț FIFA de la Mihai Dolinski. Aia zic. Da, ce nu te suport. În spatele acelei uși galbene se țin donațiile? Da. Da. Toată camera e plină de donații. De la Vedeanu învăț să joc miuță cu țiganii. Bun. Sau de la Regend. Da, puteți și de la Ovi, sigur că da. Ovi are contentul lui, noi avem contentul nostru. Câteodată suntem complementari.
Eu fac pregătire cu Teo acum 2 ore pe zi de beta, că e top 3, am auzit, și vreau să cresc pe spatele său. Da. Așa, bun. Din păcate, cu notificările am stat foarte prost astăzi, foarte prost. E duminică, bineînțeles. 340 de oameni acum pe live. E și meciul United cu Sevilla. Dacă deschizi ușa aia, o să mori, o să cadă mormanele. Exact, exact. Teo Stoica, nu m-ai întrebat, te rog, eu m-am detașat de subiectul ăla. Nu mai vreau nici măcar să glumesc cu așa ceva. Vedeți că X-Breaker chiar joacă bine, ce e Eugen Magnifico. Știi cum e? X-Breaker e aproape, nu chiar, dar e aproape ca Tex. E foarte aproape de Tex și Dosari. Un pic mai jos, adică nu cred că poate să-i bată. Așa, Vlăduț Govoreanu, căștile când... De unde e Vlăduț Govoreanu ăsta? Dacă ești din București, treci mă într-o zi pe aici să le iei. Ca să nu ne mai chinuim să ți le trimite în seara. Vii și tu aici în studio la noi. Ne miroși tu un pic bășinile și aia. Așa. Mihai Dolinski e legea. Vă rupe Dolinski. Gata, aia zic că e păstă medie. Așa. Cică, Cheliosule, de ce pui live pe viitor only members? Băi, explicația este una un pic mai complexă. Pentru că așa vrea pula mea. Așa vrea pula mea, frate. Pula mea de altă dată. Deic George devine și el marocan. Mulțumim mult de tot, fratele nostru. Vrei bani de pe urma abonaților? Nu că vreau, îi iau. E o diferență. E și Adi de la Pro TV cu noi aici, a intrat să ne troleze un pic. Băi, ia scrieți în chat acolo. Îl vreți pe Adi de la Pro TV joi la pachete? Da sau nu? Ia, scrieți acolo, hai, să vă văd. Să vedem pe unde mai fugi acum, Adi. Pe unde mai fugi? Zice că da, nu vrem. Auzi. Hai să văd pe unde mai... Pe unde mai... Aia care zic nu sunt troli. Și unul zice da și nu. Da și nu. Pula mea. Bă, adevărul e că da și nu. Adică... câteodată da, câteodată nu. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Only Malachia. Așa. Să zicem că da, să sperăm că nu. Aia zic. Să meargă la Mironică. Să-l aducă și pe Mironică, zic eu. Doar dacă vine cu domnișoara Caragea. Păi nu e măritată Caragea? Păi atunci nu e domnișoară. Așa. Să vină la pachet cu Mironică. A, la pachet cu Mironică. Am înțeles. Am câștigat și eu o căciulă, de unde o ridic. Păi, căciula? Nu, uite, dă-mă pe centrală să-i arăt lui Radu de unde ridică căciula. Uite, căciula, dacă vrei, RIP monetizare. O ridici de aici, așa, am o căciulă pentru tine, dacă vrei. Dacă vrei o căciulă, îți dau, știi cum, legea. Benici, că te-am filmat live pe Instagram. Te am sau te-am? Te-am filmat live pe Instagram. Nu știu ce vrei să spui, dacă este te-am sau te-am. E din Vâlcea, Vlăduț Govoreanu. E... Atunci trebuie să ne trimiți datele și să-ți dăm, să ți-l punem pe fancurier. Mersi de notificare, zice Flocea. Ai primit, să mor tu că ai primit notificare. Sunt din Vâlcea, zice și Adi. Aha. E, unii au primit, unii nu. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Așa, nu m-am exprimat bine, scuze, am făcut un live pe Insta cu tine acum. Serios? Așa, așa să-ți pup pizda. Așa, ca să știi. Am primit notificarea la 22.08. Bine că ai primit-o și atunci.
Tot nu mi-ai răspuns, mai giugiulești bărzoiu, zice Andrei. Bă, frate, da. Păi, altfel cum? Ar fi culmea să nu-l giugiulesc. Așa, ia uite, e și Cristina pe combinație pe aici cu noi. Bă, Cristina, de când m-a descoperit, s-a virusat complet. Deci, pe toate live-urile, nu ratează unul. Deci o să umplem canalul ăsta de gagici. Ce ziceți? Băgăm? Mai aducem niște gagici, dar nu trebuie să le aducem noi. Vin ele singure. Mircea, de unde e Priuța? Păi tot din Vâlcea, din câte știu eu. Bă, numai olteni pe aici, mă, ce pula mea, olteni moldoveni. Teo Albanezu, m-a apucat una azi de ceatârnă. Da. Domnul Mircea, vă salut din United. Corect. Am dat eu acum adresa pe Instagram. Foarte bine, dă eu că o vede Manu acolo, nu? Aia zic. Eu n-am primit notificare, dar știam programul de live. Exact, vezi, dacă ești conștiințios. Salutări din Maramure, zice Daniel Manu. Te salut din Remus. Bun, exact. Când face Ovi live, are 2000 pe live, e peste medie. Păi, la 200.000 de abonați, 250.000, ar fi ciudat să n-aibă 2000 pe live. Același lucru se întâmplă și la Imogen, când intră 3000 și ceva. Tot așa. Aproape 300.000 de abonați. E logic. Luați-o logic. E vorba de cifre. Păi, ideea este următoarea, că acum au mai scăzut vizualizările, nu mai sunt așa de mulți cum erau în carantină. În carantină Imogen făcea 5.000, 6.000 pe live. Despre ce vorbim? Mai vin Târgu Mureș? Da, o să vin, o să vin. Minte, sunt la Ganeșa. Ia uzi. Ia stați așa un pic. Paul Emil zice, am hide pe live-urile tale. Cum o să aibă? Cum te cheamă, mă, pe live? Cum te cheamă? Cum să ai, mă, hide? Stați așa un pic. A, e la Ganeșa, Bogdan Stoian. Uitați-vă ce libidinos. Aoleo, ne luăm copyright. Puteam să vi-l pun, dar se ia copyright aiurea. Nu, mai lasă. Vă salut din Milmoi. Fernando de la Caransebeș. La Sibiu când? Ai că mă chemați în toată țara de acum. Ne-a mai strâns, mă, ceva? Strâns și noi vă 400 așa la mișto? 380. Bă, l-aș aduce pe, îmi place să mănânc la pachete și să vină, dar nu e, mă, că nu știi că e suferă aiurea, i-am făcut atunci raid și a luat-o urât. Să mâncăm amândoi cât o shawarma, știi, și să vorbim. Mukbang, da. E peste medie această shawarma. Așa. Bună seara, când aveți concert în București, mulțumesc Marcel Germania, salutăm și pe fratele Alvin. Nu știe de glumă. Ai! Jepcare la Ploiești când? La magazin, la Sport Select. Așa, așa, știi tu ceva, știi tu. Review la shawarma de la Dristor. Nu, că am mai făcut el review la shawarma de la Dristor. Suguz. Zici tu? Tu te-ai căcat de la Suguz ăsta, Cristina? Nu, n-am avut nicio treabă. Să vină frumoasa! Da. A venit frumoasa. A luat de la roșu, de la PSD. Iau și unul de la PSD. Suguz PSD.
Ca să nu mai ziceți muie PSD, sugus PSD. Și că a venit frumoasa, mamă, ce stâți are. Ce mers de bărbat alfa are, Manu. Grasule, parcă erai la regim. Ce pula mea, mă, dar ce are, mă, sugus? Ah, cu grasul ăsta lor? Suntem doi grași. Mă, ce are la mă, mă tot întreabă. Hai mă, că-ți citesc... De, o să te joce mangas pe live. Nu știu ce e mangas. Nu e ăla, mă... God the mangas? Ăla mă, jocul ăla, God the mangas. Nu? Duminică e cheat day, exact. E de la, joc de la dubios. Ce e la? Cu ce e, frate, la? Ce e aia, mă, mâncat ce-și păr? Doamne, ferească Dumnezeu, cum să mă joc eu așa ceva? Băi, tâmpiților, cum să mă puneți, mă, să mă joc eu în mangas? Să vină și Manu, să termin și eu. Și că joi pregătesc o donație altfel. Ia uite. Ne aduci mâncare pe aici. Ne aduci porc la proțap. Pui zburați. Bă, fraților. E nebun FIFA 21 ăsta. Fără mișto. Mai au de asta de la PSD. Care? Ce Fall Guys? Deci FIFA 21 e nebun rău. Deci merg pasele foarte mișto. Pasele cu triunghi sau mă rog cu Y, dacă sunteți pe Xbox. Și dacă ai echipă, vezi că e mișto jocul. Chiar am simțit niște chestii. Dar o să vorbim la momentul potrivit. Vreți să-l sunăm pe Moșu mai încolo? Jepcar, când mai faci react la trading? La trending. Acum fac. Te-ai schimbat, Mircea. Mișto tricou. Hai să ne uităm ce este în trending. În primul rând, în acest moment, sunt 450 de oameni, 368 de like-uri. Hai să facem și noi 500 de like-uri. Haide! 450 de oameni, 368. Hai că se poate, nu fiți bulangi. Bă, demarcările alea... Din câte am înțeles, nu sunt, Manu mi-a zis că nu sunt așa cine știe ce. Cel puțin nu știm noi acum. Oricum cam tot ce bagă ei de obicei este OP. Techie zice, nu merge să te uiți la live-ul de ieri decât dacă ai mod. Nu, dacă ai mod, decât membru. Păi da, e beta în momentul ăsta, asta pe YouTube. Trebuie să ai și membership, așa este. Dar în curând o să poată doar moderatorii și membrii. Bun. Da, react la FIFA Carcalace și trending. Ia să vedem ce avem la FIFA Carcalace. Da. Dar să fie ceva bun, nu așa. Hai, apar pe live. Manu, eu te sun. Ia. Ha,
Apar pe live? Toată lumea apar pe live, ia uite. Apar pe live? Ce cretin. Ia uite. Mamă. A, era Romeo Sordo acolo? A, era Sterling, scuze. Din greșeală, după aia am văzut că era negru. Ah, nu cu floricica. Asta ce-a postat danez, da, 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 știu. Ia mai de un refresh. Ia vezi. Mă văd pe live? Pentru asta am dat refresh, da? Apar pe live, ia uite. Gata, nu mai. Ia vezi mai jos un pic. Aha. Ok. Aia, iar e surdul. Aia, da, așa, ok. Așa, bun, gata, nu mai. Hai că nu mai avem să vedem că le știm pe asta. Ce? Oh, ai fost coach? El ți-a fost coach. Cum? Cum așa? Nu știu, i-a băgat cineva buț și el a crezut că eu e băgut. Și eu eram în meci. Și a început să se certe cu mine, că de ce e băgut, că îi stric live-ul. Nu cred. Și-a luat-o urât? Și-a luat-o urât, și eu mai putea să-mi fie doamnă și-a luat. Lol. Hai să vedem ce avem în trending. Trending. Și că Jepcar m-a convins să votez cu firea lui. Ce? Mama, a urlat Remus cu aia și a luat o urlă de mus. Remus e în camera elaltă și se joacă beta. Weekend League la beta. Nu vreți să știți în ce hal dă urâșul ea. E două zi jumate aici. Și că hai că faci diabet până mâine. Da. Păi, Paule, zi-mi ce de ăsta ai. Paulică 7, scoate și lui Haidu. Da. Să vedem dacă sunt două procesoare. Momentul adevărului, George, fraților, 169, atenție. Fernando Torres sunt a două fost procesoare, ia uitați. Ia. L-ai scos? Fernando Torres a fost jucătorul meu preferat și ce crezi cât va avea la skill și weak foot? Și Surdo a uitat că era ultimul om până să ajungă la noi. Fernando Torres nu știu cât va avea, nu se știu deocamdată ratingurile, probabil cardul prime o să aibă 92 sau 93 ăla moments, iar Surdu cât a jucat la noi n-a făcut-o chiar rău, el a alergat, dar mă rog, mai e greu cu finalizarea, dar nu contează. Aia e. Da. Hai să vedem, uite, și-a revenit Paulică. Hai să vedem ce e în trending. Mamă, am emoții, nu m-am mai uitat de mult în trending. Atenție, dragi prieteni, numai puțin să mă hidratez, două secunde, că... Ah,
Ușor Lana Rhodes. Da, bun. Începem trendingul de la locul întâi, de sus de tot, că na, așa e protocolul. Pa. Urâtă râgăială. A fost naturală, mă, ce aveți? Și că Jepcar mi-a dat reject o fată din București, te ocupi tu de ea? Bă, adu-o încoace și zi să... Dacă vrei să vezi să te combin cu ea, gen să-ți fac lipeala cu ea, dacă o aduci aici, eu îi fac lipeala cu mine. Serios. Așa, trending. Reacționăm la trending. Bogdan de la Ploiești. Piesa se numește BRR. BRR. Official Video 2020. În această pictogramă îl avem probabil pe Bogdan de la Ploiești în centru, îmbrăcat în haine de samurai și două fete pe lângă el, îmbrăcate și el în haine, și ele în haine de semi-samurai, așa. Și ies artificii, așa, foc de la și în spate, fund de la cu roz și o lumină cu albastru, așa. Jador X cu roșu Lino Golden. Înseamnă că Lino Golden e nașul de botez al Jador. Așa, știți că așa e când e cu roșu, da. Dive Maldive. Official Video și hit de la scris cu litere de alea mari, să se vadă că e hit, nu așa, că dacă nu scria, n-ai fi zis că e hit vreodată. Și-a luat o urâre, Remus, cu aia, deci... Să-l iau în pur de DNF. I-a dat DNF-ul, Remus. Și în poză apare Jador, apare și Lino Golden și în spatele lor sunt niște palmieri și Lino Golden arată cu degetul așa și stă cu mâna pe umărul lui Jador. Foarte, foarte tare, cred că piesa este foarte tare, adică volumul mă deranjează. Dodo îl iubește pe Bogdan Mocanu, ia foc Iancu Sterp, Cash, Costi, care e campionul, de fapt. Așa apare campion acolo la sfârșit. Piesa se numește Șefa Banilor, Official Video. E Dodo în pielea goală. Dodo e fata? Iartă-mă, nu știam. Scuze, pula mea. Așa, e Costi Chel cu o chestie de aia la gât așa, e gen bling bling de la țigani, cu ochelari de soare, băiatul ăla musculos așa, cu pătrățele pe piept și ține o ață de aia, o sfoară de aia de la catarg. Dodo e o fată, așa e fata aia, nu știu ce, cu un televizor în brațe și... Iancu Sterp ăla, Iancu Sterp ăla cu cămașă sau? Să vedem dacă sunt două procesoare. Momentul cum va fi FIFA 21? Atenție. Va fi peste 20. Sunt două procesoare, ia uitați! George, tu ai întrebat și tot, tu ai dat și răspunsul? Eu zic că va fi peste FIFA 20. Deocamdată arată mai bine, sunt pasele mai bune. Mersi frumos! Dorian Popa featuring Liviu Teodorescu, Sar pe noi, Official Video. Și sunt ei mai mulți așa, puși cap în cap, distanțare socială, pula, pe o trambulină și se uită în sus toți așa. S-a bășit Remus în camera lor. S-a căcat Remus în camera aia, frate.
Mamă, și eu din camera aia trebuia să fac Omega, cred că e Rip Omega. E Rip Omega, nu? Păi Remus, Remus n-a mai ajuns de două zile acasă, vă spun. Nu, nu mă duc, dar închide și tu. Mamă, deci... Mamă, în bacula. Deci eu voiam să fac Omega, dar nu se mai poate din camera aia mică, că s-a dus Remus. Și este nespălat, s-a și bășit, s-a și de toate. Deci e... Ma, și cred că ăsta e ultimul live CSC. Deci, întrerupem acest trending cu un scurt moment publicitar. Suntem 500 ceva, nu? Că cer ăștia încălzire. Da? A pus Dita mai pamfletul cu aia. Cum pula mea să citesc atâta? Trendingul. Da, hai să continuăm cu trendingul. Așa este, că am rămas dator. Andrei 18X devine și el marocan pentru a doua lună la rând. Mulțumim mult de tot. Nu fără trending. Nu mai aveți trending. Mamă, unul zice așa, unul așa. Ți-ai drec. Bă, coaie, deci să-mi bapul de la râs, simt așa niște chestii pe aici, așa. Așa. E plictisitor trending-ul. Bine. Bine, nu mai era ceva wow, așa că le-am mai văzut pe astea. Dar uite, a mai apărut Petruța, de exemplu. Ba la mine, ba la ea. Uite. Nicolas, te-ai plictisit de ochii mei. Dani Mocanu, tare, tare, legea. Așa. Stăm mult la trending și vrem farse și Omega. Bă, Omega nu știu dacă se mai poate face pentru că ce e acolo în camera aia e... Jur. Da? Câștigă Nicușor Dan alegerile, cu cine votezi? Frate, eu nu votez decât cu Liviu Dragnea, dar nu, serios acum, cu Liviu Dragnea. În primul rând, eu n-am cum să votez cu Nicușor sau cu Firea, pentru că sunt din Popești. Am buletin de Popești. Am de ales între Petre Iacob și... Deci am de ales între un fost mafiot de la PSD, actualmente pro-România, și un mafiot de la PNL. E greu, adică probabil o să stau acasă. Ci că ești ca moșii aia care zic că votul e secret și n-ai curat să zici pe live. Coaie, dacă nu sunt... Păi dacă nu sunt din București... M-am mutat de mult din București. Ce vreți să fac? Îmi pare rău. Nu am cu cine să votez din București, că nu pot vota în București. Dați bani lui Salaș. Dați bă bani lui Salaș. Cine-i Salaș? Salut Mircea, ce faci frumosule? Luate-ar constipația. Bine, bine. Să mă iei. Îți fac viză de flotant. Nu, frate, nu vreau să faci viză de flotant. Stai pe pula ta. E ok. Și mă, care-i faza cu Salaș? M-a intrat un ungur și ne înjură sau ce? A, uite, Salaș, fazecaș. A, e fazecaș, mă. Nu e fazecaș ăla de la de joacă? Nu? Nu? Da? Și ne înjură? Lasă-l! Nu-i dați bani! Lăsați-l, mă, nu-i dați bani, serios! Da, să mă, să ne înjure, ce pula, mai... Nu înjură pe nimeni, mă! Ei, atunci lăsați-l, nu e panică! Ce aveți, mă, cu ungurii? Lăsați-l, frate, tot oameni sunt! Transylvania in Hungary, yes! Yes, Salaș, Fazekaș, yes! Yeah, of course! Transylvania is Hungary!
Yeah, Romania is Hungary. I am Hungary. My mother is Hungary. Manu is Hungary. Manu's uncle is Hungary. We all are Hungary. I kiss you. I poop you, yes. Uite, Roma is Hungary. We are all Hungary. Uite, Cristina is hungry. She is hungry. De ce mă coaie, bă? Bă, Răzvane, bă, dar ești bulangiu, mă, dă-te-n pula mea. Cum o să-i dai 300 de secunde? Acum eu nu mai văd ce scrie. Lăsați-i coaie, bă, când avem unul de ăsta, bă, dar sunteți terminați, mă. Să nu mai zică de Transilvania. Lasă-l, mă, coaie, mă. Lasă-mă, bă, dar noi de ce mai facem Caterinca aici? Sunteți nebun la cap. Aolo! Și că Vadim e sus și te vede, Mircea. Bă, nu știu dacă a ajuns chiar sus, dar sper că sus. Na. We toți are hungry. Încălzirea Vadim Tudor style. Măi, fetițo, deloc nu vă fute tailandezii ăștia. Băgamea și pula în morții voștri. Pleacă dracu de aici, nu vezi cum te fut tailandezii ăia? Băgamea și pula în morții, mătii. Nu faci tu ordine la pula mea. Așa. Slabă, boabă. Crezi? Încălzirea în portugheză. Aia, că deja v-ați luat-o urdă tot. 14 stiluri de încălzire. Așa. Hai să sunăm pe moșul cu pizza. Ia să vedem. Începe să scaldă. Bă, da, cu pamfletul ăla, frate. Pamfletul zilei. Am mai pus și cu scris negru pe fundal galben. Exact ce, nu știu, e culoarea căcatului bolnav, așa, nu știu. Deci cum o să scrie așa? Ia uitați. Deci a scris omul cu negru pe galben, așa. Deci exact căcatul bolnav. Culoarea căcatului bolnav. Așa. Ia, stai că o dau altfel. Unde e, mă? Să vedem dacă ne răspundem primul. Estau português, não vorbește limba română. Veneau latinu cu prezervativ. Acum au pardesiu pe mine și venit futau un curau. Nu cred că ne răspunde la ora asta. S-a culcat, frate. Din păcate, s-a culcat. O mai trăi? Zic că ai aflat de ce Oltenia o masă cu trei picioare să se uită de pamflet. Da, nu mai, nu răspunde, e clară treaba. Lorin Lal a donat 5 bucăți și a întrebat dacă poate să intre pe FIFA Carcalacii? Da. Stai puțin să verificăm, să vedem cine. Bine, că oricum nu prea mai contează. L-a acceptat? Da. Păi stai să ne uităm la membrii. Te-ai uitat? Da, este. S-a înscris acum. Dar e un băiat ok, mă, nu e... Eu am crezut că e vreun... Mă gândeam că e ceva de până alte părți. Nu, e ok. E pe bideu, moșu. Revin-o cu un telefon în 10 minute. Zici tu, Cristina? Hai să ne uităm pe Public 24 ce mai avem.
evident, matrimoniale, că nu se poate altfel, filtrează. Saloane, masaj, nu. Prietenii căsătorii, știți, începem cu ce e mai frumos. Deci, frate, e unul din Crevedia, județul Dâmbovița, apicultor, casă la curte și gospodărie la 25 de km de București, caut parteneră. Doresc cunoștință cu o femeie compatibilă, iubitoare de petrecerea timpului în aer liber, pentru a ne ocupa împreună de albine și de gospodăria proprie, în paralel cu activitatea pe care o desfășor la serviciu. Bă, omul scrie corect. Locuiesc la 25, pula mea. Bă, sincer, nu l-aș lua la mișto pe nenea asta, că scrie corect. Vreau prieteni discret. Ce mai lucru, bă, o ecuație? Faci 18% din X egal Y. Lalu, încă trei, mulțumesc, hai cu bagabantele că peste medie. Cu două necunoscute și după aia spui X plus Y egal suma totală și îți scoți pe Y și după aia îți scazi din suma totală. A, și-a pus din nou stărița. Anunț. Hai să o sunăm. Fontă care l-ai apelat. Și-a pus, da, e telefonul închis. Bravo, Steluță. Păi dacă tot vă țineți anunțurile astea, de ce pula mea le... Țineți telefonul ăla închis. Bă, l-am găsit iar pe Roberto ăla cu aia. Ăla cu care am vorbit atunci, când eram în carantină. Îl mai știți? Ăla zicea că e mare șmecher, că pula mea, că are mulți bani, că are BMW. Îl mai știți, mă, pe ăla? De zicea că are BMW? Uite, deci Salaș faze ca așa, scrie doar atât. Transylvania is Hungary. Yes, man. I love you, man. Yeah. Nu, Transylvania and Hungary. Ah, and Hungary. Ah, ok. Transylvania and Hungary. Yeah, yeah, yeah. Seretlec. Da, nu mai putem să-l sunăm, că ne știe deja. Caut? Bă, fiți atenți aici. Bă. Dar n-are, mă, număr de telefon cu aia. Bă, deci ăsta era Dumnezeu pe pământ. Zicea așa, caută doamnă plinuță. Deci ăsta era legea cu aia. Dar nu e, n-are, păcat. Caut femeie serioasă. Baia Mare Maramureș. Tot așa, n-are număr. Și mai e unul din Sibiu care e tânăr, relativ, umblă cu cărămida în buzunar să nu-l zboare vântul. Numele meu este Cristi, am 27 de ani și locuiesc în Sibiu. Sunt singur, fără nicio obligație și mi-aș dori o relație serioasă cu o fată între 20-30 de ani. Am o situație materială bună, dețin mașină și apartament, sunt pasionat de sport, cânt la fluier. Călătoresc în drumeții montane, etc. Numărul meu este 077, așa. Aș prefera să fiu contactat pe WhatsApp, rog, seriozitate. Ok. Gol Sevilla. Așa, bun. Hai să cântăm un pic la fluier. Nu răspunde. Ai.
Mergem mai departe. Francez. Om de afaceri stabilit în București, realizat financiar, caut o tânără drăguță și educată între 18 și 30 pentru a începe o relație de prietenie, eventual căsătorie. Francez. Yeah. Mesageria vocală Orange. Înregistrează un mesaj după semnalul sonor. Bună seara. Aș dori, dacă se poate, să îmi bag pula în morții mesagerii vocale pe care o aveți și să vă iau în toată pula. Multă sănătate. Așa, deci nu e, ăsta nu răspunde. Stați un pic să vedem ce mai găsim. Caut bărbat italian. Bă, mie ăștia îmi plac, frate. Da, dar n-are... Așa. Businessman Sibiu. Ești frumoasă, matură și te-ai săturat să duci o viață plată, plictisitoare, lipsită de substanță? Îți dorești să călătorești? Zici că e de-aia la teleshopping, nu? Îți dorești să călătorești, să vizitezi, să petrești timp de calitate? Îți plac marea, muntele, aventura, dorința de nou nu-ți dă pace? Sunt Claudiu, am 40 de ani, sunt afacerist, sportiv și te invit alături de mine să-mi fii parteneră și să-mi permit să-ți îndeplinesc visurile. Te rog, mesaj pe WhatsApp. Bă, este incredibil, coaie, să-mi bag pula. Ce se întâmplă, mă, de nu ne răspunde nimeni? E ora 11:30, nu e să zici că... Pentru femei care caută căsătorie, din Brașov. Deci dacă îl vedeți cum arată... Ia, dă un pic manul pe camera 1. Direct tractorist. Vă spun eu, tractorist e. Stați așa un pic. Bună, dacă ești singură și dezamăgită și vei să te căsătorești, cred că ai găsit anunțul potrivit. Eu am 36, nu consum alcool deloc și sunt un om muncitor, dar vreau să... Ce v-am zis? Tractorist. Dar vreau să vă spun că nu am casă. Dacă se poate să locuiesc la tine, nu contează trecutul tău. Poți să ai și copii și nu contează că ești mai necăjită și din ce parte a țării ești. Contează să fii cinstită și serioasă. Răspund la mesaje și la apeluri fără număr privat. Nu accept vrăjel de niciun fel și urăsc minciuna. Gata! Aici sunăm. Hai, mă, sper să răspundă. Alo, alo. Alo, bună seara. Bună seara. Îmi cer mii de scuze că v-am deranjat. Vă sun din partea Cristinei Ceje. Nu știu dacă o cunoașteți. Nu știu, domnule. Cine e Cristina? Este... ați fost în ultima vreme pe la o farmacie? Nu, nici de cum. Sau ați cumpărat ceva de la o farmacie acum ceva timp? Trebuie să fi intrat într-o farmacie acum ceva timp. Nu, domnule, nu înțelegeți că nu, dacă vă spun că nu, adică... Ideea este că mi-a dat numărul dumneavoastră de telefon, că a zis că l-a găsit pe un site, pe Publi24, este adevărat? Poate n-am înțeles eu bine cu farmacia, poate n-am înțeles eu bine cu farmacia. Da, asta nu înseamnă că cu farmacia, domnule, asta
total diferit. Nu, cred că am înțeles eu greșit. Așa mi s-a părut că mi-a zis că v-a văzut la farmacie când ați venit să cumpărați sau undeva, la o alimentară ceva. Pentru ce m-ați deranjat, ca să înțeleg? Ideea este următoarea. Cred că dânsa v-a remarcat și v-a găsit numărul pe Public 24. Este o bună prietenă de-a mea și este singură. Și ea e un pic mai timidă. Da, așa este. Așa este, așa este. Doar că ea este un pic mai timidă. Eu o să vă dau numărul ei de telefon, că știți cum e. Așa, și am înțeles că dumneavoastră nu aveți casă. Da, într-adevăr. Așa, bun. Ea s-a despărțit recent de bărbatul ei. Și recent, mă rog, de acum vreo 2 luni. Și este foarte supărată, foarte tristă. Eu mereu când mă văd cu ea plânge, mă ia în brațe, îmi spune că o doare foarte tare, că bărbatul ei a înșelat-o. Înțelege? Și asta e problema. Și acum... Nu ar fi vina mea chestiile astea. Da, 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 sigur, sigur că da, sigur. Ideea este că efectiv este foarte greu și ar vrea să cunoască pe cineva și mi-a spus că v-a văzut pe dumneavoastră, v-a recunoscut și v-a văzut numărul pe Public 24, dar n-a avut curajul de a vă suna. Înțelegeți dumneavoastră, e mai greu pentru o femeie să vă dea un telefon. Și a zis că îi place de dumneavoastră, că sunt arătați a bărbat puternic și așa și foarte ok și ar vrea să vorbească cu dumneavoastră. Eu pot să vă dau numărul ei de telefon să o sunați, că dacă îi spun eu să vă sune, nu o să vă sune, că de-aia v-am sunat eu. Și să vorbiți cu ea, pentru că chiar are nevoie de afecțiune. Eu vă spun și are și casă, adică casă. Are un apartament în Brașov. Nu e cine știe ce, dar decât nimic. Bine, domnule, nu contează. Până la urmă, doar mama care se înțeleg poate să supraviețească și într-un cort în vârful muntelui. Nu, adică nu neapărat cer eu luxul și chestii de genul, dar... Da, nu știu să zic. Până la urmă, dacă totuși vreți să... Eu am zis pentru că am văzut-o foarte tristă. Am văzut-o foarte tristă și din cauza asta m-am gândit. Nu să vorbesc cu ea, adică nu e nicio problemă. Dacă vă dau... Ideea este că ea este trează acum, a? Dacă vă dau numărul, o sunați acum? Bineînțeles că da, absolut, absolut. Dar ce se aude acolo la noastră? E pisica, moare sau ce se întâmplă? Nu, domnule, nu știu. A scârțit ceva, parcă era o... pisică care suferea. Da, în fine. Deci vă dau numărul ei de telefon. Aveți pe ce să notați? Puteți să-mi trimiteți un mesaj pe numărul. Nu e nicio chestie, nu e nicio problemă până la urmă. Da. Deci o cheamă Cristina Cege. Da, 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 am înțeles. Așa îl chema pe bărbasul, cred. Și na, că ea acum urmează să divorțeze. Încă n-a divorțat cu acte, dar l-a dat afară pe bărbasul din casă că era... Nu vreți să știți ce făcea, deci se îmbăta, se ducea la curve, era nebunie mare. Da. Era combinat cu una din oraș, poate dumneavoastră o știți, pe una Beni, așa i se zice. Nu știu, domnule, nu știu. Nu, ce să spun că știu dacă nu știu. E una care zice că e cântăreață pe acolo, dar în fine, mă rog, așa am auzit eu. Bun, vă dau numărul ei acum prin SMS, e bine? E perfect, îmi dați numărul și o sun, nu e nicio problemă. Bine, bine, ok, așa facem. Bine, vă mulțumesc, sănătate multă. O seară bună, la să revedere, trăiți. Mai bine, sănătate. Îi dau numărul lui Danez? păi trebuie să sune Danez, cred. Și că dă-i numărul lui Firte, pula. Oricum, dacă răspunde Firte, ca și când a fi o fată. Îi dau numărul Danez acum. Stai așa. Ce să sună pe Danez? Îi dau direct numărul. Îl bag pe Danez pe Zoom. Îl bag pe Danez pe Zoom. Stai așa. Fac eu Zoom cu Danez. Aveți răbdare că fac Zoom cu Danez imediat. Start a meeting.
Așa. Sau fă tu zoom. Fă tu zoom repede. A, se blochează camerele. Sign in. Păi trebuie să fac eu acum asta, așa. Pe ce adresă de mail e ăla de zoom? Uite-te și tu și vezi pe ce adresă e. Că ți arată acolo. Da, mă, zi, danez. Nu zoom. Dar cum, mă? Stați așa să-l sun pe danez. Stați așa. Ia. Ia zi, fă-i. Bună, sunt Cristina Cejo. Dar zi-mă cum vrei să faci. El mă sună pe mine și eu te sun de pe numărul sătica și le pun pe speaker. Așa, bine, bine, bine. Hai că-i dau numărul tău acum. Hai, pa. Pa. Fiți atenți aici. Îi dau numărul danez. Gata. I-am trimis. Și mă sună de pe numărul nevastă să adănez. Băi, deci sala și faze, că așa la zice în continuu, Transylvania and Hungary. Aia zic. Nu mă, nu lasă că ne sună danez de pe numărul nevastă, să așa e. Transylvania and Hungary, yes! Yes, of course, Igen! De ce ai dat, bă, hidden, bă, boule? Uite, mă, George, ce GF e proză. Dă-i, mă, hidden. Unhidden, așa. Lasă-l, mă, să zică, că e mișto. Ăla e. I-a dat și Giovanni Becali. De ce, frate? Ce aveți, mă, pe ăsta i-a dat o hazu. Ia, stați așa să vedem. Așteptăm telefonul lui danez. Sună, 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 ia. Da. 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 Nu știu cine m-a sunat. Stați așa un pic că nu s-auzea. Eu te sun, eu te sun. Ha, mă, danez. Dar te să sune ăla, mă. Trebuie să sune fragaierul ăla. Sevilla, Sevilla, aquí estamos contigo, Sevilla. Și a luat-o urât Bogdan Stoian. DJ Nicole ne trimite un... Hey you! Hey you! Mersi frumos! Dar ce pula mea e ăla de dansează, mă, așa? E un maimuțoi, un papițoi de ăla de dansează. Ai văzut ce a zis Romeo Surdu de tine? N-am văzut, frate. De unde să văd? Hai, mă, nu-l sună la... Așteptăm. Yeah. Da.
Da. Tu suni, mă? Danez? Danez, tu încercai, mă, să mă suni? Tu m-ai sunat? Nu, 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 că nu trebuie să mă sune cu conferință. Pune pe speaker, de pe numărul nevastă sa. Nu e conferință. Da, 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 da. Păi, dar nu se aude, frate. Mă sun, dar nu se aude. Da, cu 989. Cu 989, da. Mai sunăm o dată. Sau hai că te sun eu. Mai sunăm o dată. Gata, te aud. Te aud. Gata, mă auzi? Da, te aud, te aud. Hai să sun, că a sunat. L-a sunat. A sunat ăla într-o secundă, instant. Păi hai, sună. I-am spus că sunt în baie. Sună-l. Hai. Alo, servis, am revenit. Auzi? Da. Prima vor să vorbesc foarte jare, pentru că eu dorm cu un stan cu bunica mea. Adică ea e de grijă la mine, bunica, în vizit. Mă auzi acum? Da. Hai că am ieșit, că am ieșit pe balcon. Ok. Până mă sunat. Deci, am sunat, cred că trebuie să sun, că ești pe tine aceje, un pic ce, mă rog. Aaa, bună, da. Da, știi, mie mi-a fost rușină. E prietena, da. E nevasta lui Danez. Păi nu e nicio problemă, ce puteam să mă sună, adică nu era un pic, nu era nicio problemă. M-am dat pe mut, m-am dat pe mut, nu mă aud. Auzi, câți ani ai? 36. Ai coronavirus? Da. Ai? Da. Mă, și cum e, mă, că eu n-am văzut pe nimeni care să aibă. Aproape bine. Aproape bine? Păi nu prea bine dacă e doar... Păi da, totul aproape. Nu? Acum faci mișto de mine? Eu cred că de la alea nu cred, sincer, adică da, nu știu ce să spun. Da. Nu crezi, da, ai? Da, bineînțeles, da, sigur. Mă dai pace. Ok, am înțeles. Sunt așa despre tine, nu știu. Adică, tu de ce ai postat acolo pe matrimoniale? Ce vrei să faci? Așa vrei să ai aventură sau vrei o relație serioasă? Nu cred că ar fi ca o aventură. E băut. Nu prea te auzi, știi. Da, te aud mai bine acum, da. O să spun că da. Nu e atât serios. Doar nu se plătește pe este. Păi de unde ești? Maramureci. Din Brașov. Eu sunt farmacist aici. Da. Nu are niciun păcat să ne discutăm despre de oameni niciodată, adică nu ai ceva. Da,
participanți în aproape de oameni. Da. Numai, dacă facem și noi, că spun că chiar Tristan va fi un obstacol. Dar lucrează cu acum, dacă ai coronavirus, e obstacol, să știi. Dar ce zice la mă, că nu înțeleg? Da. Nu înțeleg nimic ce zice la. Dumnezeu crezi? Bineînțeles că da, cu primul loc. Că să știi că dacă ne vedem sau ceva, dacă e post sau ceva, să știi că eu nici măcar nu mă pup pe obraz. Adică eu vin din familie de asta, bunica mea a fost da, preot și da, la noi așa e. Da, s-ar mi să zic de la început ca să nu fie vreo un fel de discuție sau ceva, sau nu știu, să găsești, știi că bărbații așa fac, adică, gen, dacă nu găsesc femeie care să facă sex non-stop. Nu, bă, eu știu cum e, cum e. Nu știu că știi tu, da. Uite, eu în Brașov nu mă gândește, da. După, uite, abia am ieșit din postul Sfântei Marei și... Na, vară, am ieșit și noi la terasă, că ne-au lăsat cretinii ăștia și... Una, două, că hai sus la mine, hai să mergem la tine, hai să... Nu se poate așa, da. Adică... Eu am spus chiar așa, da, mă rog, așa. Cum nu că mi-am dus la întâi? Până la urmă, toate relații se fac o răzut. Poftim? Zic, ce să dăm la dus la întâi? Că până la urmă, toate relații de acolo duc. Și am zis să spun de la început că să nu avem alte... Da, 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 mă cer, da. Că spun, nu e ceva sfânt, e ceva icoană, nu e care să... Nici nu am văzut de icoane, da. Iar mai am o referență și eu, adică eu nu mă fac de vreme și îmi trebuie să mă înțelegi ce am să spun. Mă, tu vrei să fuzi degeaba? Tu vrei să fuzi degeaba pe internet, mă, porcule? N-am spus să mă abțin. Mă auzi, mă? Alo, mă auzi, mă? Da, mă, te auzi. Ce-ai făcut, mă, lua ăsta? A închis? Da. Băi, e legea nevastă ta cu aia să-mi bapă. Nu, e, mă, n-are eu, Caterin. N-ai cum cu aia. I-am zis să spună, i-am zis să zică că e nepoata episcopului Slobozeanu, dar n-a vrut. Bă, da, tu ai văzut ce față de tractorist are? Am văzut. Direct. Da, nu de la început toate astea, că dacă vedeam și eu, dacă aveam și eu istoric, ziceam și eu mai multe, dar așa nu știam. Să rămână, să rămână. Ești mare. Așa, foarte tare, foarte tare. Dar nu s-auzea ce zicea fragaierul să-mi bag pula. Am ținut și am ținut telefonul. Dar nu s-auzea, mă, nici la mine, era și pulă de beat. Mie așa mi s-a părut că era un pic sub influență. Să mergem jos la mine. Da, da, să mergem jos la mine, da. Aia zic. Bine, hai că dacă e să mai dau de ceva, vedem cum ne combinăm. Hai, v-am pupat. Pa, pa. Pa, pa. Of! Tractoristul pizdi. Ce i-a zis de a închis? Păi i-a zis, s-a băgat Danes și a zis că, mă, tu vrei să fuzi degeaba pe internet. Pe degeaba. Băi, porcule. Direct i-a dat. Așa. Hai să vedem ce mai găsim pe public.
Bă, Coaie, mi-a trimis mesaj ăla. Ci că acum fute tu. Deci fără Caterin, că vă jur, mi-a trimis acum mesaj. Acum fute tu. Acum fute tu. Da, 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 hai că-l sun acum. Da, așa. Fiți atenți aici. Păi nu-l sun eu acum? Stați așa, stați. Mi-a dat blocare, nu mă cred. Mi-a blocat numărul, Coițe. Păi nu-l sunăm de pe alt număr. Îl sunăm de pe numărul ăsta, stați așa. S-a ginit, gata. S-a supărat, frate. Și că acum fute tu. Așa. Bun. Ce mai găsim noi pe Publi? Câtă lume e, mă, pe jegul ăsta de live? 500 de oameni pe live, aia zic! 560 de like-uri, hai să facem 700 de like-uri, ce pula noastră! Mergem mai departe. Așa. Bun. Mergem la altă rubrică. Diverse. Stăpâna Domina. Pula, că n-are număr de telefon. Ședințe de dominare soft sau hard pentru începător sau inițiere. Doamnă matură, numai parte activă. Ofer ședințe de dominare soft, hard, mici fantezii domnilor. Dețin jucării. A mai sunat-o pe asta. Fiți atentă că asta, atenți că asta e rea. E rea asta. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. V-am sunat pentru anunțul de pe Publi. Mai este de actualitate? Este de actualitate, da. Mă interesează și pe mine o ședință la dumneavoastră, dacă se poate în seara asta. Ședința de dominare este 500 de lei, dar la ora asta nu lucrez pe dominare. Mâine după ora 8. Mâine după ora 8? Da. 8 seara vă referiți? Nu, 8 dimineață, domnule. La ora asta e destul de târziu și nu fac ședințe de dominare după 12 noaptea, că nu vreau să te aranjez vecinii în loc. La 8 dimineața. Bine, eu sunt genul care se culcă mai târziu, așa, deci pe după amiază, așa, dacă ați putea. După ora 8, dumneavoastră, când puteți să ajungeți, mă sunați înainte pe jumătate de oră. După ora 12 noaptea, eu nu lucrez dominare. Am înțeles.
Și ați zis că este 500 de lei ședința completă sau ora? Ora. Ora. Mm-hmm. Credeți că două ore ar fi de ajuns? Nu este nicio problemă. Am înțeles. Eu n-am mai făcut asta niciodată. Am o fantezie de când eram copil, așa, de asta voiam să știu dacă dumneavoastră puteți lucra cu cei neinițiați. Da, care ar fi fantezia? Fantezia, mă rog, mi-e așa un pic aiurea să vă spun, dar fantezia ar fi să... Dumneavoastră, bănuiesc că trebuie să vină la dumneavoastră acasă, nu? Normal. Uh-huh. Aveți bucătărie? Da, am. Așa, bun. Aș vrea să vin la dumneavoastră în bucătărie și să mă legați de scaun. Să vedem dacă sunt două procesoare. Momentul adevărului, fraților, atenție! Și sunt două procesoare, ia uitați! Să mă cac în ciorba dumneavoastră. Și să-ți dau să mănânci. Da. Se poate? De ce râdeți de mine? Auzi? Ori îți arde de Caterinca, ori îți arde de Ministo. Te pun eu. Eu fac pe tine și dau să mă... Cum faci tu? Să fac pe tine. Nu, să știți că, să știți că eu mi-am călcat pe suflet. Aia zic! Bă, dar și-a mai luat-o odată la mine și tot nu s-a prins. Aia zic, tată. S-a activat. Ci că tu ori ai chef de Caterinca, ori ai chef de Mișto. Păi nu e tot aia. Ia vezi că am primit o donație de la cineva, nu știu ce. Ești bine, Manule? Lorin Lal aruncă cu căcat în noi. Ia uite. Căcatul, aia zic. Cât mai trebuie să donezi peste ca să fac niște followers? Ce ai, mă? 500 de euro. Hai să dăm aici Instagramul lui Maradona Prime Moments. Hai să dăm și noi acolo un follow, fraților. Dați și voi acolo. Apăsați pe butonul de follow. Nu e scump. Numai 1,99. Aia zic. Așa. Deci asta de ori de câte ori o sun, tot șoia. N-ai ce să... Dar ce, frate, am întrebat-o dacă pot să mă cac în ciorba ei. Ce am zis rău? Am zis ceva rău sau... 1,99, nu e scump. Să mai băgăm un sugus de ăsta de portocale. Unul 99 sau ceva. Așa e, Dane. Danezule. Tradiție pe canal să o sun pe asta până și încheie cariera. Stai să... Fiți atenți că... Îi bag și numărul în memorie. Dominatoare. Rea. Și proastă. Așa am trecut numele. Dominatoare, rea și proastă. Așa. Vreau să fiu stăpâna ta, sclavule. Așa sună anunțul, nu... Jepcar ce scrie pe brățară. Building Champions. Este brățară de la Trust Gaming. O port. E brățara mea norocoasă. Vreau să fiu stăpâna ta, sclavule. Stați că avem un mesaj audio de la PSD. Bună, iubire. Ce mai faci? Ce-a luat ori? Da,
Ai făcut un follow? Salut, Vlad! Am dat de mult încălzirea, Vlad. N-ai fost aici, dar oricum, live-ul ăsta o să fie pe members only și tu ai membership, o să poți să vezi live-ul. Dacă ai intrat acum, vezi că o să te piși pe tine de râs. Ce s-a întâmplat la încălzire? Hai să sunăm pe asta. Pe asta n-am mai văzut-o până acum. Momentan, clientul apelat. Nașpa. Era prea frumos să fie adevărat. Stăpână Mona Pozenoi, Mamaia Constanța. Numărul nu este în serviciu. Hai că v-ați subt-o în cur. Mistress Jasmine. Ofer servicii de calitate domnii iubitori de BDSM. Domnule soft hard, sunt în top, minim experiență de 9 ani, dețin jucării, pozele mea aparțin. Pula mea. Dar să răspundă măcar. Alo? Da. Bună seara, iertați-mă că vă deranjez la ora asta. Pentru anunțul de pe public vă sun. Interesează ședința de dominare? Exact pentru asta v-am sunat. Ofer dominare soft card cu sau fără penetrare, 250, o jumătate de oră, 350 ore. Am înțeles. La ce vă referiți când spuneți penetrare? Poți să-ți fac masaj la prostată sau să te penetrezi cu vibratorul sau strafon. Am înțeles. Adică eu pe dumneavoastră nu vă pot penetra, nu? A, dumneavoastră să înțeleg că sunteți dominatoare care nu face sex cu clientul. Da. Am înțeles. Și care ar fi prețul unei ședințe complete? 250 jumătate, 250 ore. Așa. Și dacă aș sta 2 ore și aș plăti 500 de lei ora, s-ar putea și cu sex? Doar normal și oral. Da. Am înțeles. Da, eu am niște fantezii. Eu, mă rog, fac asta de mult timp. Să vedem dacă sunt două procesoare. Momentul adevărului, fraților, atenție! Și sunt două procesoare, ia uitați! Stăpâna mea a plecat din țară și sunt foarte supărat din cauza asta și îmi caut o stăpână nouă. Dacă dumneavoastră sunteți ce trebuie, sunt al dumneavoastră totdeauna, adică credeți-mă, sunt și un pic mai depresiv așa. Dar vă aud un pic cam slab. Mergi la un psihiatru și pentru depresie îți dă pastile. Poftiți? Mergi la un psihiatru și îți dă pastile pentru depresie. Mă gândeam că poate vreți să fiți dumneavoastră psihiatra mea. Când doresc să vin la mine... De ce, aveți virus de la sau? Ce fac? V-am auzit că tușiți, să n-aveți de la virus de la. Alo? Mă auziți? Mi-a închis. Auzi și că să mă duc la psihiatru. Bă, bine zicea Romeo Sordă, sunt cam căzut în cap. Adică s-a supărat. Mai sunăm o dată. Alo, cred că s-a închis.
Mă auziți? Oh my God. E clară treaba. Așa. Asta era Mr. Jasmine. Stăpâna Anita. Și am mai vorbit cu ea mai de mult. Să-mi dai și mie donația lui George, tu. Ce? Să sun pe Romeo surdu? Stăpâna Tanita. Nu răspunde Tanita asta. Cum o să-l sun pe Romeo surdu, mă? Ce aveți, mă? Lăsați-l, mă, pe Romeo. Lasă-l, mă. Asta mai lipsa. Oricum l-am mai sunat toată și nu mi-a răspuns. Am numărul lui, dar nu mi-a răspuns. Data viitoare, ce mai papi? Despre anxietate.ro. Ce? Cu cine te ceri, Cristina, acolo? Cine e asta? Și cine e? E unul troll, nu? Da. Am înțeles. Așa. Stăpâna Diana Calea Vitan. N-am mai sunat. Ai apelat pula să te bată în cur. Ce dracu. Ia, stați așa. Stați un pic, fraților. Așa. Ce mai avem noi aici? Doamnă matură. Și a mai sunat-o. Ia. Bă, s-au culcat astea, frate. Serios. Ai mai vorbit cu doamna de la Diham? Vreau să mă duc la ea. Care doamnă de la Diham? Nu. Și-a scos anunțul. Cred că și-a schimbat numărul de telefon. Femeie cu pulă, caut băiat. Ce? Bă, fraților, e o problemă cu Omegalul.
fără nicio Caterinca, fără nimic. Deci e Remus acolo să joacă pe... Se joacă beta, se joacă ăsta, FIFA 21 beta la Weekend League și nu se poate respira acolo. No, e horror. E Remus în izolare. Da, ci că fă un draft, auzi. Asta mai lipsa. Ce se pe grupa de draft? Cred că nu putem să facem Omega. Deci, credeți-mă, e Remus acolo leu în cușcă. Deci e un miros acolo, s-a bășit acolo pe fotoliul ăla, s-a căcat în fotoliu. De demisia, no hate. E clar, n-ai chef. Ba da, chefam, nu-i problemă. Stați că mă duc acum să verific. Fără nicio Caterinca, fără nimic. Filmează-mă, man. Să nu zică lumea că... Ia. Yeah. Filmează-mă, man. Yeah. Fraților, vă jur, deci nu e, nu e combinație, serios. Deci credeți-mă, mi-ar plăcea să fac Omega, dar e ceva, păm și... Deci Remus, deci că a intrat în stare de putrefacție. Fă la calculatorul de la regie, n-am cum. N-am cum, nu-mi permite... Că trebuie să am și o cameră Logitech. Trebuie să merg cu două camere, una web și una DSLR. N-am cum. Da, n-avem cum, e imposibil. Deci credeți-mă, nu se poate sta în camera aia. Trebuie aerisit mai mult. E moartea căprioarei. Deci credeți-mă, vă jur, deci nu e nicio vrăjeală, nu nimic. Nu m-am așteptat la chestia asta. Vezi că avem o donație. Da. Bagabonte clasice, sunăm să. Acum mirese mai ok ca atunci când am dat eu. Deci e... Ia. La mulți ani, Robert Novac, te pupă fratele de la Arad. Roni Coni. La mulți ani, la mulți ani. Mă duc să mă piși. Manule, prea legătură. Haide. Pe fotoliu. E clar. Vă salut. Frumos băiat. Cine? Manu, te-ai bușit? Nu, cred că de la Remus miroase. Da. Da, eu te cred. Nu, a vrut să vadă dacă poate să facă Omega acolo. El zice că nu. Manule, merge și cu o cameră, nu folosești la OBS, folosești doar la Omega și de display capture live. Da, mă, dar noi vrem să se vadă cum trebuie. O secundă să închid ușa la Remus, că a uitat-o Mircea deschisă. Haide. Miros se duce la bucătărie, e clar, nu se poate sta acolo. Păi, am deschis geamul acolo ca să se ducă la bucătărie, asta era ideea, că... Acum parcă e și mai frumos. Că am plecat eu, nu? Haide. Mă le fac și mie rost de beta. Eu mă joc pe beta pe Xbox. N-am pe PC. CSC, nu știu dacă pot să zic
Manu legea. Nu știu ce să zic, dacă legea, dacă ne legea, dacă alea. Rip, ruginește frigiderul ca de faianța. Direct. Manule, și eu am țâțe. Păi și cine-i frumos să ai țâțe, auzi? Cine ești tu, frumusețe? Manu, a.k.a. VC, a.k.a. Regia, a.k.a. Jimski. Băi, cum trece peste... Warva, ce? Manule, le ai mai mari decât ale mele. Este foarte probabil. Am avut o perioadă mai complicată, în care am stat la pat 2 luni jumate, m-am îngrășat enorm. Ajunsesem la 105 kg. Acum sunt la regim, am ajuns la 92. Pentru depilare definitivă vă rugăm, intrați în căruță. Manu egal VC, direct. Le ai mai mare decât ale Andrei. Să nu exagerăm. Ai mai slăbit, Manule? Chiar am slăbit 4 kg. Fraților, deci ascultați-mă pe mine. Nu vreți să știți în ce hal de urât și-a luat-o Remus. Deci, și-a luat-o urât rău. Deci a dat-o cu dalea. Bă, gata, băi, deci am o rugăminte la voi. Bă, deci gata, facem Caterinca, gata, facem Caterinca. Dar nu, că nu se poate juca. Manule, te rog eu frumos să vin, o să-mi închizi și mie ușa. Nu, deci nu se mai poate. Băi, nu, gata, nu, deci o Caterinca, cum e aia? Gata, o glumă se face odată, de două ori, dar așa să devin papagalul vostru. Deci vă jur, deci urât de tot. Așa face Remus. Așa face cu Marco. Deci cu Marco la fel făcea. Nu mai zic de Firte. Că era să-l bată pe Firte odată rău de tot. Deci așa este Remus. Și-o ia urât de tot la Weekend League. Urât. Cine e Andreea Apostu? Nu știu cine e Andreea Apostu. De ce? Da, păi vezi că este o admiratoare înfocată de-a ta. Așa mă. Da. Andreea Apostu, cred că e nume de ăsta la mișto. Cred că e unul. A, el. E morgă de pule acolo la Remus. Remus, zici că e Romeo Surdu, auzi? Remus, dă-mi și mie un beta la 21, te rog că mor pe 20. De unde să-ți dea? Da. Deci asta e combinația. E nașpa, frate, cu Remus. Remus și-o ia urât de tot la Weekend League. A, uite, a intrat și Interlopo de UK. Gata, s-a terminat programul. L-ai dus fetele acasă? Sau abia acum începe? Că e cu 2 ore la voi. E diferență de 2 ore. Cum îl poți scoate pe Remus din cămăruță? Bă, nu se poate, credeți-mă. Deci nu m-am așteptat, jur. Deci jur că nu m-am așteptat. Mai stau cu voi, nu plec, stați liniștiți. Dar nu putem să facem omegăl, că e nebunie acolo. Ai dormit? Credeam că ai fost pe combinație. Minți, frate, se vede că nu vei să faci ome, că nu ai persoane. Nu am. Cum nu am persoane, mă? Pe cât suntem pe live? Că nu ai persoane. Păi suntem 513 oameni, cum să n-am persoane? Cum să n-am persoane, mă? Ține bunii la cap. Bă, nu mai încerca să dați de-astea, că nu am persoane și astea. Pă bune. Foaie verde, creier wood. I speak English very good. Și mai ce, ia. Ce mai face doamna cu pulă? Mai notează în carnețel? Nu știu, nu e treaba mea. Să fie sanitoasă. Sanitoasă. Sanitară. Sănătoasă. L-ați auzit pe Remus? L-ați auzit pe Remus cu aia? Face de-alea. Hai, da mă, hai! Și-a luat-o rău. Deci în ultimul hal de urât. A intrat și Zugravo, ia uite-l. Salutare! Ai jucat la Weekend League la beta? Da, am jucat. O singură victorie am făcut și 4 înfrângeri. Pentru că am echipă extraordinar de slabă. Este foarte pay to win jocul. În schimb, când am jucat la Rivals, în divizia 3, unde e ca și când ar fi divizia 1 la 20, când am jucat de la Remus cu echipa aia lui, care e echipă bombă, și am dat 1-2-0 așa, fluierând. Nici n-a avut șut pe poartă.
O, e combinație. Stai și joacă-te acolo. Că... Dă-mi e, nu chiar. Aolo. Nu mai. Mai. Scoate-l pe Remus din meci. Dacă-l scot din meci, nu ne mai înțelegem cu el. Deci, crede-mă, e groasă rău. N-am cum să-l deconectez. Ăștia zic să te scot din meci. Da. Pentru depilare definitivă, vă rugăm, intrați în cămăruță RIP, ruginește frigiderul ca de faianță. Auzi și că draft, cum o să facem draft? Eu nu pot să cred că vă doriți FIFA acum, mă, ați nebunit 20. Nu vei să faci ome pentru că ai 22%? Bă, nebunilor, e live din partea casei, ce 22% visați? Asta e problema. E 26%, nu e 22%, dar oricum e același lucru. Asta e problema? Doamne ferește! Și că 26-41, ce bine pare, ha, ha, ha. Ce legătură are, frate, fiind vorba de live din partea casei, cum să nu... Nu are legătură cu donație. Bă, când e să scrie acolo că la atât facem aia, atunci să vă puneți problema asta. Nu acum că am 26, nu, frate. Credeți-mă, deci în camera aia nu se poate respira. Deci vă jur, cu mâna pe inimă, când pula mea v-am mințit eu? Credeți că nu vreau să fac o megal? Și așa sunt odihnit, am dormit, mi se rupe pula. Nu sunt obosit deloc. Prefer mai bine să mai stau cu voi, pula mea, după aia închid live-ul și mai fac de pe, din mașină. Serios, decât să stau să fac o megal într-o cameră în care nu pot să respir. Că e... Trebuie să intri cu mască de aia de oxigen. Păi s-a dat drumul la aerul condiționat, dar nu vezi să știți cum se amestecă mirosurile. Pula mea. Ce e? Păi vezi să n-ai hidden. Bă! Vlad Biugi donează 60 de euro! Ce a fost asta cu aia? De unde a venit asta? Ce s-a întâmplat? Ce ziceați de 26? Ce s-a întâmplat, mă? De unde a venit cu aia asta? Vlad B.U.G. A picat? A, nu. Am scos eu sunetul de la donații, că vorbeai la telefon, să nu-ți audă peste ce vreau. Frățioare, dar ce mi-a scris omul, mă? Ia dăm să citesc. Da, scos Manu sunetul de la donații pentru că vorbeam la telefon și să nu intre peste. Top moderator din chat. 10 euro Coroi, 20 de euro Vali, 30 de euro Andrei Woc. La ce se referă? A donat, înseamnă donația lui de 60. Care-i faza? Ce ai vrut să spui, Vlad, cu asta? Fantastic. Și că târziu, Manu. Băi, nebunilor, nu are legătură cu faptul că am 26% sau nu știu ce. Bă, eu când vă spun o chestie, luați-o de bună. Eu nu vă mint cu nimic. Nu pot să intru în camera aia să fac o megal. Este dracu acolo. Serios. Am făcut o chetă, Sanchi. Vlad stătea în umbră. Uitați-vă și voi, stăteam așa, pula mea, și deodată ne dă Vlad așa cât o palmă de-asta peste... Uite așa. Pac! Deci, Vlad B.U.G. Să vină frumoasa Elena! Și ia uite cum se arată o păsărică! Asta e PSD-ul. Asta e PSD-ul 100%. Ia uitați-vă. Haide! PSD-ul e ăsta, nu? 100%. 100% PSD. Deci ăsta e PSD 1-1. Ce aveți, coaie, v-ați luat-o urât?
Vlad B.U.G. egal man. Ce mă? Manu, ia camera și du-te în camera aia să vedem și noi. A, să vezi cum joacă Remus sau ce? Ce să vă arate? Cum miroase? Ia uzi! L-ați auzit? Deci acolo, bă, deci nu se poate intra, e dracu. Deci una că... Deci gândiți-vă, Remus e aici de două zile. Cel de Ianis. Deci Remus e aici de două zile cu aia, vă jur, fără nicio chestie, fără nimic. Și doi la mână, cum îl scoți de acolo? Deci e... Nu, că n-am nicio problemă. Dar nu se poate respira în camera aia. Bă, de ce nu vreți să mă... Ce? După aia nu se mai respira aici, da. A intrat în izolare pe beta. Deci, pe cuvântul meu, mă jur, mă jur. Deci, știți că nu vă jur, sunteți nebuni. Nu se poate sta în acea cameră. Doar acolo pot să fac omegăl. Cine dracu a știut chestia asta? De unde era să mă aștept eu să se întâmple așa ceva? Are voievoz la cur. Să vină frumoasa, da, știu că tu ești. Mersi frumos. Bă, vă mulțumesc mult de tot. Nu mă așteptam la chestia asta, chiar nu mă așteptam. Stați un pic că mai sunăm, nu vă faceți griji că nu s-a terminat programul. Doar că nu pot să fac omegăl. Dacă puteam, făceam. Dar nu pot. Scurt, nu mai veniți cu tot felul de teorii de-astea ale conspirației. Să ziceți că nu fac, că n-am donații. Uite, am donații acum, da? Am făcut cât facem noi de obicei, duminica, și mai mult. Deci nu e de la donații, da? Nu e că n-am chef. Nu există așa ceva. Eu când vin pe live, eu am chef întotdeauna. Eu nu sunt Romeo Surdu. Dacă eram Romeo Surdu, să stau așa... Da... Eu sunt Jepcari, eu sunt Argintul Viu. Fac de alea, așa. Hai da! Stați un pic, că e rip. E rip cu aia. Să-mi bag pula, e ripul ăla mare. E gata cu aia. E gata. S-a fotat. S-a fotat cu aia. Să-mi bag pula în viața mea. Uitați-vă, m-am dat în gât singur. Practic m-am dat în gât. Deci uitați-vă, fraților, ce s-a întâmplat. Ce pula mea asta? Ce e asta cu aia? Dacă aș avea pula lungă așa, mi-aș da la muie acum, așa, din poziția asta. Că Jepcar când intră câte 1300 și dau 100 de euro, întrebare de la 400 moși la 1300 de abonați. Sincer, nu frate, te urc la 5000 de abonați. La 5000 te urc, frate. Ce? Cine? Ce să mai plângesc? Că... Bă! Mâncava sufletul vostru. Ce-a făcut Vlad B.U.G. ăsta? Dar ce-a scris? Ce fac, Andrei Oc. Cred că vrea să-l bulească pe Andrei Oc. Mie așa mi se pare, nu știu, are ceva, o fantezie cu Andrei Oc. Ia vezi, ce... A, nu sunt de acord. Tot Alex Oc numărul 1. Andrei Oc. Păi nu, numărul 1 nu poate fi, îmi pare rău. Dar numărul 1 nu poate fi Andrei Oc. Numărul 1 este unul singur. Nu-l știi pe ăla unul singur? Ce drag? Banii ăștia sunt pentru Andrei, să-i faci transferul bancar. Care Andrei? Andrei Walk? Ci că bine, donez 200. Da, donează 400 direct, da. Hai că donez 200 dacă e. Parcă locul 5 la concurs lua mod, nu? Am zis așa ceva? N-am niciodată. Nu cred. Cum să... Vlăduș și-a luat urât. Donez eu 500 săptămâna viitoare. Nu, frate, nu, nu. 500 e prea mult. 1000. Bă, deci așa ceva, coaie.
Și dacă donezi nou hate, da mai, băi, oamenii care donează sume mari nu zic înainte, nu vorbesc înainte. Donează pur și simplu. Mafiotul nu stă să vorbească înainte. Mafiotul dă direct. Nu așa, papagal. Dar dacă vrei să donezi pentru a te promova și pentru a te duce de la 400 la 1300 de abonați, este imposibil. Țineți banii acolo că oricum nu-i ai. Așa. Bun. E rip live-ul ăsta. Mai luăm un suc, de-asta să ne... Ce mă supăr că ai făcut donații. Și că 500 de euro doar joi, auzi ce zice Bogdan Stan. Aia pula. Dar da, joi vine Elena. Frumoasa. Bogdan e fier pe Elena, mă. Deci, da, deci Remus e pișat pe lângă Bogdan. Deci Bogdan când o vede pe Elena, îi pică flocii din ochi. Stai că trebuie să mă îndulcesc un pic, că nu mă așteptam asta. Înseamnă că nu l-ai văzut pe Techie ce fierte. Bine, la Techie e normal, că... Bine, și la Bogdan e normal. Băi, Elena e frumoasă, e scumpă, pula mea. Și că îi crește părul din cap când o vede pe Elena, da? Hai, gata, acum le zici oamenilor că termin live-ul. Nu termin, frate, live-ul. Bă, voi vreți să mă vedeți out de pe live? Vreți să ieși de pe live? Bine, mă, hai că oricum v-am luat banii. Hai, pace! Ați fi vrut bulangilor. Și că dacă ești, ești penelist. Aia zic. Andrei Woc, vrem ome. E clară treaba. Deci n-ai înțeles nimic. Și mai întreabă-mă și când scot piesele. Fără tricou. Cine? Să vină Elena fără tricou? Sau ce? Eu fără tricou? Să duce dracu live-ul ăsta. Deci dacă îmi scot eu tricou... Of, Doamne! Când scoți piesele? Bile pe pulă. De ce nu merge dat live-ul înapoi? Pentru că nu se mai poate. În acest moment... Să vină frumoasa Elena! Și ia uite cum s-a reușit-o! Păsărică! Haide să vină Elena! Să vină Elena, chat! Haide! La morții lui de live și de tot. Piș pe morții lui de live. Mai dă, băga mea și pula morții lui de live să-mi bag și în morții lui. Ce faci, mă? Mi-a căzut părul.
Nu se poate așa ceva. A venit dolara. Iar nu faci donații. Ursoaicele. Bă, ce dracu s-a întâmplat, mă, cu aia? Deci, BUG ăla e... E dus rău de tot cu aia. Vlad BUG e Muguri Sărescu sub acoperire. Pepe și Oana Zăvoranu. Fabulos cu aia, fabulos ce a făcut asta. Ce mă bucur că faci doar 200. Băi, deci vă mulțumesc. Băi, Vlad BUG, ești... De nu știu ce să-ți fac cu aia, să-ți mulțumesc pentru... Nu știu, vrei să facem o... Dă-mi și mie o idee, mamele, ce aș putea să-i fac lui băiatul ăsta ca să-i mulțumesc? De la muie în sus. De la muie în sus? E muie așa, n-are... Ce pula mea! Bă, ce pula mea, totul dați cu muie, muie! Bă, bă, frate, o muie, aaa, mare căcat! Ceva mai mult de o muie trebuie. Domnul. Frate, o muie e simplă, îi bași pula în gură, o sugi, o iei de cap. Știi cum zicea aia la examen auto? Nu, frate, vă dai. Deci, băi, frate, stai puțin. O muie, ce mare lucru, o bagi în gură, o pupi așa, o tragi în tine puțin. Că n-ai cum să faci muie dacă nu tragi în tine. Trebuie să tragi în tine când sugi pula. Uite, fetele care sunteți la noi pe chat, spuneți voi, nu trebuie să tragi în tine când suși pula? Adică nu doar așa o pupi, nu, o sugi și tragi în tine cu... Știi? Știi ce zic? Tragi ca lumea în tine direct, nu așa. Aia zic. Să vedem dacă sunt două procesoare. Don Corleone, dacă vrei să-i mulțumești lui Vlad BUG, ia-l în brațe că e lângă tine pe canapea. Sunt două procesoare, ia uitați. Uite, cu pasiune, zice și CJ Cristina. Băi, deci să-mi bag pula, frate. Băi, deci, fără nicio caterincă, fără nimic. Dacă e ceva, spuneți-mi cum, ce pot să fac. Nu știu ce să fac, adică... Ce s-a îngreșat Elena. Ia auzi. Vlad BUG, da, are mod. Dacă ai ști ce e în capul meu, am pierdut o căsnicie. Zice Vlad BUG. Ai pierdut o căsnicie? Bă, sincer, eu te înțeleg și chiar te înțeleg. Adică fără nicio caterincă, știi că... Îți mai zice câte unul, domne, că te înțeleg, frate, nu știu ce. Frate, eu chiar te înțeleg, eu am distrus una. Eu am distrus una. Eu știu ce înseamnă. Deci eu te înțeleg mai bine decât oricine. Și îmi pare rău să aud chestia asta, adică... Dar mă gândesc să spun că... Na, nu știu... Oricând e un nou început, poți oricând să o iei de la capăt. Dacă nu se mai poate face nimic cu căsnicia. Și că dacă mai donează 100, stai tot live-ul fără tricou. Aaa, pula. Ai zis că faci un story mișto. Da, săptămâna care vine. Facem, vorbim. Și că lasă Vlad de mai ai timp să distrugi și altele. Azi făceam 2 ani. Dar ce ai făcut, mă, frate? Ai înșelat-o tu sau ea pe tine? Sau ce s-a întâmplat? Spune-ne așa, măcar. Vezi că eu oricum știu să te consiliez că am trecut prin multe de-astea. Asta chiar nu e de făcut mișto. Na, ai făcut-o, ai făcut-o, aia e.
E Jackson în spate. Și că cred că Manu ar avea succes în a fi travestit, are niște sân de invidiat. Și că anul trecut era să o distrug și eu pe a mea, m-a prins nevastă mea cu alta, zice Coroi. Bă, da, e și prost, bă, Coroi, dacă te-a prins, jur. A dat-o pe high road de tot. Pe high? Ești prost că te-a prins cu alta. Cum adică a dat-o pe high road de tot? Adică... Nu cred. Șmochi, șmochi, nu mă, nu, serios? Și a băgat la venă sau ce? Nu mă, a, mă, ce high, nu, nu cred că despre asta e vorba. Această emisiune este sponsorizată de Mircea Radu și din dragoste. Am uitat locația la telefon activată. Zice Coroi. Bă, mâine dimineață la antrenament jepcare. Ia auzi. Nașpa. Nu știu ce să zic, Vlad. Trebuie să-mi explici mai mult, că nu înțeleg. Dar îmi pare rău să aud chestia asta, sincer. Chiar îmi pare rău, că știu cum e. Adică... Și că vin să facem încălzirea, zice Bogdan Stoian, băgăm piept. Eu bag cur. Da. Bă, Vlad! Sincer, eu... Nu e vorba că mi-ai donat și astea. Dar sincer îți spun, sunt alături de tine și dacă ai vreodată nevoie, poți să mă suni și vorbi. Doar de 7 zile de când a plecat. Ai? Ai încercat să o întorci? Partea nasoală e că s-a dus cu Iris. Iris fiind fetița, da. Da. Asta da, asta doare. Asta doare. Asta doare cel mai tare, că femeia... Asta e, vine, pleacă, pula mea. Dar dacă a plecat și cu fata, asta chiar e nașpa. Asta chiar doare pe bune. Mult, doare mult asta. Te-aș lua în brațe, frate, și sincer, și că de-aia te susțin mult, că ne asemănăm. Frate, un singur sfat îți pot da, că n-am cum să te conciliez în chestia asta, gen să o mai repari, să mai... Nu, mai e clară treaba, dacă a plecat, a plecat, e gata. Fă tot ce poți, tot ce poți să fii alături de fata ta, cât poți tu de mult. Nu contează, nu contează ce faci, mută munții din loc, dar nu o lăsa să crească fără tată. Tatăl ei trebuie să fie mereu alături de ea. Orice ai face, orice ai face. Uite, o îmbrățișare și de la Bogdan Stoian. Sunt disperată, ci că hai că dau, că dacă dau 10 euro, îl uiți pe Vlad, lasă vrăjeala. Să mă piși pe tine. Ia dă-i banul ăla, mă. Dă-i mă banul ăla, sunt disperată ăla. Dă-i bani. Pleacă-mi pula mea de aici. Pleacă, dă-te în slobos de aici. Gata. Pleacă, dă-te în sânge de aici. Bă, dar tot insista, frate, tot insista. Băi, nu i-am citit mesajul. A tot insistat. Pleacă, dă-te-n slobos de Lucky Infect.
Bă, unii nu știu, frate, când să tacă, pur și simplu. Vlad, stai liniștit, stai liniștit, frate, că există o rezolvare întotdeauna. Întotdeauna. Cu asta nu e de glumit, frate. Asta nu, cu asta nu glumești. Știți foarte bine ce, prin ce am trecut eu din cauza... Adică, na, hai să nu ne mai întoarcem acolo. Dar știți foarte bine cum sunt eu pentru fetița mea. Uite, și Benny alături de tine. Te ia și Benny în brațe. Și îți cântă ceva frumos, că știe să cânte. Mai e mult lume pe live-ul ăsta? Ia auziți-l pe Remus. 540 de oameni pe live. 647 de like-uri. Hai să facem și noi 700, ce pula mea. Paul Moldovan, în secunda asta am intrat, care-i faza? Vlad BUG ne-a spus că a distrus o căsnicie și a plecat soția lui cu fetița, cu tot. Na, am făcut un rezumat. De ce nu pot să dau live-ul înapoi? Pentru că nu poți. Nu mai poate nimeni să dea live-ul înapoi. Dacă ești în direct, te uiți fără nicio problemă. După care, live-ul se duce pe member. Pe members only. Uite, Vlad. Ai susținere din partea majorității canalului. E clar că mai sunt și... și unii și că dați-aș live-ul înapoi. Și-a luat o urâre, mă, să văd. Cât? 17 cu 5 rămase? Păi e bine, faci gold 1. Dar care de fapt e top 20. Deci Remus, dacă termină gold 1, adică cu 20 de victorii, e top 20. Oricum, nu mai pierde top 100. Top 200, de fapt. Ia fiți atenți aici. Fan club rapid. Jepcar, tu ești cameleon. Te mulezi pe cine donează. Ești fals. Bă, eu nu înțeleg, frate, de unde apar oamenii ăștia. Bă, culmea că scria și fan club rapid. Mai e și rapidist de-al meu. Mă, cum să spui că sunt fals, frate? Mă, cum? Cum poți să spui așa ceva? Bă, trebuie să ai și niște probleme, frate, sus aici, dacă poți să spui că sunt fals. Să vină frumoasa Elena! Și ia uite cum s-a venit o păsărică! Haide, să vină Elena! Să vină Elena, chat! Haide! Pentru Vlad BUG. Băi, mulțumim mult de tot. Referitor la... Pune-mă pe asta aici. Referitor la cel care a spus că sunt un fals și mă mulez după cine donează, înseamnă că nu mă urmărești de foarte mult timp și nu știi ce om sunt. Bă, puteți să spuneți despre mine orice, dar că sunt fals, eu fals? Frate, pe mine mă impresionează anumite lucruri. Lumea nu știe, unii nu știu, dar cei care mă urmăresc de mult timp și au stat cu mine și mai ales și în carantină, știu ce om sunt eu. Eu nu sunt fals. Dacă eram fals, nu mai dona lumea la mine. Dacă eram fals, nu mai stăteau atâția la mine pe live. Nu, frate, nu sunt fals. Dacă voi sunteți frustrați și vă roade invidia și astea, e problema voastră. Nu sunt fals, frate. Îți fuge ochiul. Frate... Pe mine mă ating anumite lucruri pe care voi nu aveți cum să le simțiți pentru că sunteți prea copii. Robert Duma donează 20 de lire.
Ești mai fals decât hainele din China. Hai că te știu, no hate. Mersi mult de tot. Mersi mult de tot, Robert. Nu, frate, nu sunt fals. Dacă aș fi fals, aș merita un Oscar, frate. Și nu mă vezi cu nicio statuetă de aur în brațe. Nu sunt fals. Dar probabil unii dintre voi care sunteți așa, așa îi vedeți și pe restul. Sau nu suportați faptul că există oameni care sunt atât de iubiți de alți oameni și câștigă niște bani pentru că sunt iubiți, că sunt adulați. Și chestia asta vă fierbe sufletul ăla și vă fierbe creierul și nu mai înțelegeți nimic. Dar eu fals? Nu, frate, nu. Nu, niciodată. Niciodată. Am aici ceva ce voi nu aveți, poate. Poate de-aia. Poate de-aia. Și nu înțelegeți. Unora le place să te vadă rănit. Frate, nu sunt rănit, frate. Nu e vorba că nu sunt rănit. E vorba că sunt niște cuvinte care sunt niște cuvinte mult prea mari. Mult prea mari pentru niște oameni atât de mici. Nu există fals la mine. La mine fals e un cuvânt pe care eu nu-l cunosc, nu-l am. Efectiv. Puteți să spuneți orice. Să spuneți că da, intru să fac bani, că sunt pe bani, că sunt omul banului, al cașcavalului, că sunt... Da, 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 puteți să spuneți asta. Oricând. Oamenii vor fi invidioși mereu, nu fi supărat. Nu, frate, nu sunt supărat, dar mi-a schimbat un pic starea de spirit povestea lui Vlad, pentru că e și povestea mea într-un fel, într-un fel. Doar că, na, la mine nu a plecat cu fetița, fetița e lângă mine, e ok, e totul în regulă, dar de multe ori mi-am pus problema ce s-ar întâmpla dacă. Mersi mult de tot, Robert. Da, da, puteți să spuneți despre mine că vă iau bani, că intru aici numai să fac bani. Da. Da, asta n-am negat-o niciodată. Cum pot fi fals? Am recunoscut din totdeauna, de când m-am apucat de live-uri, am recunoscut că sunt aici să fac bani. Bine, când m-am apucat de live, nu mă gândeam că o să fac bani. A fost așa, s-a întâmplat. Dar da, fac business. Asta e ceea ce vedeți, nu joc un rol. Ăsta sunt eu și intru și vă iau banii, pula mea. Da, asta fac. Dar să spui că pentru asta sunt fals? Nu. Niciodată. 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 N-ai cum să fii fals. Când spui adevărul, în pula mea. Când spui adevărul, nu poți fi fals, bă. S-a adus pe pulă live-ul ăsta. Poate alții, frate, care fac live-uri și spun că nu fac live-uri pentru bani, poate aia sunt falși. Eu fac live pentru bani. Eu trăiesc din asta. Să vină frumoasa Elena! Și ia uite cum s-a reușit-o! Păsărică! Haide să vină Elena! Să vină Elena, chat! Haide! Sincer, aș da acum, vă jur, toți banii pe care i-am făcut în seara asta, i-aș da doar să știu că Vlad are fetița lângă el. Pe toți i-aș da, jur. Doar să știu că e fetița lui cu el acum. Atât.
pula mea. Poate, na, dacă nu sunteți părinți, dacă nu sunteți tați, nu înțelegeți. Mersi frumos, George. Toți banii din seara asta mă piși pe ei, doar ca să... I-aș da doar ca să-l văd pe Vlad cu fetița lângă el. Nu mă interesează de nevastă sa, pula. Că nu... Na, asta e. Căsniciile se mai și rup. Dar știu ce înseamnă să fii tată. Sloboz. Lasă teatrele. Vrem cușcă. Nu, mă, nu. Lasă, nu bag cușcă. Lăsați-i, frate, să vorbească. Lăsați-i să vorbească, că ei n-au ce... Nu, no, nu. No. Nu băgăm cușcă. Oricum, live-ul intră pe members only. Cine vrea să se uite, trebuie să-și ia members, membership. Nu e nicio problemă. Fraților, iertați-mă. O spun pentru cei care mă susține și care sunteți cu mine necondiționat. Iertați-mă că am dat-o în sentimentalisme și voi nu înțelegeți poate, dar live-ul ăsta este o parte din viața mea. Este o parte din viața mea, efectiv. Viața mea a devenit ca un reality show, așa. Un fel de reality show. Și practic, când nu sunt pe live aici cu voi în studio, sunt din mașină, pe telefon sau prin oraș sau nu știu ce. Am ajuns să fac un reality show. De ce îl fac? Pentru că știu că fac bani din el. De-aia îl fac. Și de ce îl mai fac? Pentru că știu că voi sunteți ca o familie pentru mine. Că dacă aveam ostilitate și făceam bani, poate nu mai făceam cu sufletul ăsta. Dacă văd că atâția oameni mă iubesc și mă susțin necondiționat, nu e normal? Mă mai și plătesc? Mă mai și întrețin? Bine, n-aș muri de foame fără voi, dar cu siguranță duc o viață mai bună datorită vouă. Ăsta e adevărul. Joc teatru când spun asta? Cu ce vă mint? Dar asta e viața mea. Live-ul ăsta este viața mea și voi sunteți viața mea. Într-un fel. Asta e. Și de-aia poate mi-am luat-o urât acum. Pentru că pe mine anumite lucruri mă taie la inimă, efectiv. Vine să o scot în piept. Și voi nu le înțelegeți. Dar ăsta sunt. Poate voi vreți mereu să fiu... Nu pot să fiu mereu așa, că uneori trăiesc pe live-ul ăsta, pula mea. Apare câte o situație și... Nu pot să mă controlez. Nu pot să fiu altfel. Pula mea. Nu știu cum să vă explic. Că poate... Nu știu. Ei sunt lucruri care se simt pur și simplu. Nu se pot explica în cuvinte. E greu. Vlad Gălățanu zice, în carantină și în starea de urgență, Jepcare era cam singurul care ne aducea un zâmbet pe față. Da, vă aduceam un zâmbet pe față că sunt eu distrus la cap așa, pula mea. Na. Bă, mă distrez și eu cu voi. Acum, aș fi fals să zic că nu mă distrez și eu cu voi. Frate, gândiți-vă, câteodată când nu am ce să spun pe live, apare cât un tâmpit ca voi, care spune o chestie și mă face să râd. Și automat de acolo încep să dezvolt. Fără live-ul, fără chat-ul ăsta, eu aș fi fost un zero. Pentru că nu aș fi avut
cum să țin atâtea live-uri. Voi sunteți cei care mă face să zâmbesc la rândul meu. Adică nu doar voi zâmbiți cu mine, ci și eu cu voi. E o chestie reciprocă. De asta vă spun. Îl luăm la un pahar de vin pe fratele Vlad? Sau nu e din București? Nu știu de unde e. Carantina a fost mai bună alături de tine. Băi frate, eu te iubesc, dar ești un om care mi-a schimbat multe în viață. Carantina a fost frumoasă datorită ție și pentru asta te iubesc, că ești un om superb, zice dreapta lui Jepcar. Mersi mult, frate. Părerea mea e că nu ești fals, eu zic că ești prea sincer față de alții, respect. Frate, nici nu vreau să mă compar cu alții, sincer. Chiar nu vreau să mă compar. Deci eu sunt așa cum sunt, nu pot fi altfel. Pula mea. Acum să vreau să râd, nu, parcă nu pot, că mi-a rămas chestia asta. Ok, mă trece. Trecem cu toții peste, că nu e problemă. Dar de asta sunt, pula mea. Și că vai ce mă bucur că nu faci donații. Asta a devenit deja un trend la noi. Ce părere ai de începerea școlii pe 15 septembrie? Bă, n-am o părere atât de bună. Eu, de exemplu, nu o las pe fiul meu să ducă la școală. Dacă voiam să plâng, mă uitam la Din Dragoste. Revină-ți în pula mea și sună la curve. Frate, nu, domn Corleone, cu tot respectul, nu-mi cere să fiu ceea ce nu sunt. Adică, practic, îmi cer să fiu fals acum. Stai puțin, să revin un pic. Că, ok, mai sunăm pe 1, 2, mai sunăm, nu-i problemă. Dar stai un pic să... Că tot cu voi mă vindec. Ce sunt alea testicule, nu știu cu aia. Manu, ai legătura. Ai schimbat la valiera aia? Păi da, mă gândesc că l-am dat-o să pice și să nu pice fix când, să nu pice fix când sun. A? Când mă întorc. Hai, du-te să... Mă duc eu să mă pici, fraților. Două secunde, vă rog. Da. Da. Am ieșit 10 minute și a început Jepchi să plângă, am revenit, bro, nu mai plânge. A venit regele Maimuță, da, eu sunt regele Maimuță. În toată splendoarea. Unde este Manu? L-am mâncat pe Manu. Salut, salut, Rusu. Bă, urât e Manu ăsta. Bă, chiar este destul de urât. Manu, îmi recomanzi un frizer? Băi frate, chiar trebuie să mă duc să mă tund, gen, n-am avut timp, fără nicio caterincă. Eu am venit săptămâna asta, am fost în fiecare zi, de dimineață până seara. N-am avut timp să mă duc la frizer, am anulat două programe la frizer. Manu, eu te sun. Da, o să-ți răspund. Mișto barbă, Manu. Da, e foarte mișto. Pe aici nu crește, pe aici crește prea mult, e... Manu, regele, ce zice? Hai că regele, te tund de Remus. Cum să te tund? Pe gratis, dacă se poate. Ce, am bătrânit firte? N-am bătrânit, mă, am mâncat pe firte. Ca acum programarea ta la frizer, direct, trebuia să fii cu decolteu, Manule. O să vin într-o zi. Remus mai are șanse la viață? Remus, da, noi nu. Manu egal public closet. E, Sanchi, nu a avut timp. A murit frizerul. Cred că frizerul a fost în camera aia mică. Recent. RIP frizer, de ce miroase Remus? Ce echipă are Remus la beta? Neuer, Semedo în form, Varan și Lucas Hernandez. Pe stânga l-are pe Jordi Alba. Dembele, Sissoko în form, Oxlade-Chamberlain, Mane în form, Ben Yedder în form și Kent în form. Manu, salut de bain.
Se scrie Bainie. Când ai dat ultima oară la Bușmanule? Niciodată sunt. Virgil. Virgil van Dijk sunt. Are cineva cont de FIFA 21 beta? Dăm Instagram pus Andrei. Andrei, de ce nu faci donații? Manu, mă vezi? Nu, Dervan, nu te văd. Roberto, dă un link, ceva, nu știu ce e ăla. Cântă-ne melodia Like a Virgin, nu știu ce e aia. Dacă vrei, poți să intri în mine, mă. Salut. Te știu de la Pepe. De ce a început Jepcar să plângă? Nu a plâns, frate, a empatizat foarte mult cu ce a pățit Vlad Biogi. Pune-ți peruca blondă că mi-e dor de Sabina. Păi vorbește cu Sabina pe Instagram, ce trebuie să pun eu perucă? Auzi. Manu egal VC public. Foarte probabil. Te cunosc de la o poștă. Păi e musul mirosis de la o poștă. Chiar că... Ți-a murit vizerul, păi ai intrat în căveruța aia mică. Remus mai are șanse la viață. Da. Mai bine schimbi acum. Da. Ca să nu pice. Păi ce bine e când te piși, frate. Eu mă pișeam și cu o mână țineam și telefonul. Eu așa fac când mă piși. Ca să vă spun. Deci eu cu o mână mă uit în... Adică țin telefonul. Că eu mă uit pe telefon când mă piși. Și cu o mână sunt pe Maradona, știi? Mi se mai întâmplă câteodată, nu știu dacă ați observat, după sex, pula se ascunde așa un pic sub pielița aia, știi? Și la un moment dat se întâmplă să te piși pe lângă WC-ul, așa. E nașpa, că după aia trebuie să stau să dau cu mopul, să dau cu soluție de aia, să nu put apișa. E un pic mai complicat. Aia se mai întâmplă. Acum nu mi s-a întâmplat. Eu mă piși din cur ca domnii. Vedeți că schimbăm la valiera. Imediat. Nu mai pot să fac Omega... Bă, deci Andrei Walk și-a luat-o urât de tot. Deci tu n-ai înțeles nimic. Ești degeaba aici. Ce rip sune, da. O pulă. Joci la Weekend League azi? Bă, glumiți? Eu nu mai pun mâna pe FIFA 20. Ba pula în FIFA 20 cu aia, nu mai joc. Da, hai să mai sunăm pe cineva. Să vedem. Așa, bun. Formații meta FIFA 21, te rog. Băi, 4-4-2. Văd că toți ăștia buni. Varianta a doua. 4-4-2, varianta a doua. Și încă ceva. Vă recomand să jucați, dacă aveți bani la început, Varane și Hernandez, ăla de la Bayern München. Varane și Hernandez CB, Nelson RB și pe stânga... Pe cine are Remus pe stânga, mă? Jordi Alba. Mendy sau Jordi Alba. Vă recomand. Deci nu trece nimic. Iar Sissoko ăla de... Bine, e un Sissoko în beta de 88. E, nu... echivalentul ăla Foot Birthday. Deci zici că e gulit. Așa. Hai să vedem ce mai găsim. Stați așa. Tot la BDSM Dominatrix Soft and Hard Constanța. Ia să vedem ce zice.
Ești sclav și cauți o stăpână, atunci Mistress Carla va avea grijă de tine în studio, ei amenajat corespunzător și dotat cu AC. Deci asta are și AC. Lasă-mă pe camera asta de aici. Deci are și AC. Te adresez cu trei cuvinte. Da, mulțumesc și iartă-mă. Soft SM, hard SM, multe lucruri sunt disponibile, posibile, pardon. Doar spune-mi fanteziile tale, iar eu ți le voi îndeplini, dar întotdeauna prin programare. Poze reale din studio. Da. Hai să vedem dacă răspunde. Momentan, clientul a apelat, nu? Normal, că ce e bun nu ne răspunde niciodată. Ia mă, să vedem, să mai schimbăm un pic categoria. Gay lesbi propun. Mamă, deci am dat de unul cu aia. Mamă, deci dracu este puțin spus. Te rog, eu vin să vezi, man. Deci așa ceva. Bă, credeți-mă, deci e fai de pula mea. Dracu e puțin spus. Nu, nu pot să sun la asta, că la ăsta de fapt. Deci aici sunt numai ăștia. Numai dal de dăștea. Stați așa să găsești ceva mai. Am revenit la cererea voastră, pozele îmi aparțin, 100% păr natural, nu păr natural, nu perucă. Deci stați așa să vedeți. Alo, bună. Bună. Te sun pentru anunțul de pe Public 24, dacă mai e valabil. Desigur. Voiam să te întreb, în primul rând, dacă pozele sunt reale. După cum ai văzut, blondă, înaltă, fum bombat, sunt mărimea dulce din tratament hormonal, păr natural, nu perucă. Nu e perucă, nu? Nu, adică gen, natural. Poți să te trag de păr, asta? Aude, dar nu-mi place să fiu dominată. Nu? Îți place doar să domini? Desigur. Asta e și mai interesant. Să până dominatoare pe mine. Am înțeles. Auzi, dar poți să te întreb dacă... Bine, să nu te superi pe mine că te întreb, dar... Bună. Ai și pulă? Păi am pulă. Asta voiam să te întreb, că... Mie mi-ar plăcea să mă iei așa și pe ăla. Eu, știi care e problema? Eu sunt straight, ți-o spun sincer. Doar că am așa o fantezie să fiu penetrat adânc. Se poate. Se poate? Da. Unde în Iași, mai exact? În zona ta, dar cam în cât timp ai dorit să vii? Păi, cred că fac cam 40 de minute până acolo. Eu sunt undeva la ieșire din oraș. Eu nu sunt din oraș, sunt la un prieten aici. Dar prietenul ăsta al meu s-a îmbătat, s-a făcut pulă și era, mă rog, e iubitul meu, într-un fel, iubitul. Mult spus. Aoleu, nu vrei să fii bărbatul meu dacă tot ai iubit? Nu e iubit. E un băiat cu care mai făceam eu niște... Și s-a îmbătat, s-a făcut pulă, că ăștia din Iași, de la voi de aici, dacă nu beau 2-3 litri de vin, nu se lasă. Nu știu, bine, eu nu sunt de la Iași. Păi, în anunț scrie că ești din Iași. Da, sunt în Iași în momentul de față, dar nu sunt de aici. Am înțeles. Eu sunt din București, de-aia zic. Parcă noi ăștia nu bem așa de mult, dar... Și mai aveam o întrebare, dacă nu te superi. Ai floci sau ceva să, ca să știu? Nu-mi dragă, cum dracu, vii la o transexuală feminină? Păi eu n-am fost în viața mea, eu n-am fost în viața mea, dar eu am o aversiune față de floci. Adică am o...
problemă cu chestia asta. De-aia te-am întrebat. N-am de unde să știu și ți-am pus niște întrebări ca să știu să nu vin degeaba. După aia să zici că să ne simți. Nu te-ai liniștit, voile. Poate ai fost la femei și ai întâlnit femei cu flori la pizdă, dar eu nu. Am întâlnit, da, da. Aveau flori la pizdă și le mai și puțea pizdă, dacă vrei să o spun pe aia drept. Auzi? Bine, puile, uite, te rog frumos, când pornesc spre mine. Da. Garantez că totul va fi ok, mă sunt, pentru că îmi sună și mie telefonul, bine? Da, 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 da. Bine, poți să-mi dai un share location, se poate? Mă mai sun încă o dată. Te mai sun încă o dată, bine, mersi frumos, te pup. Te pup. Alo? Vezi că tot pe mine, nu mi-ai închis. Da. Băi, așa ceva. Vezi să vă arăt? Vă arăt? Hai că vă arăt. Live libidinos. Bă, seamănă un pic cu Cher. Deci când mă uit așa la poza asta, îmi vine să cânt. Do you believe in love after love after love after love? I can feel the one inside me saying I really don't think it's strong enough. Do you believe in love after love? Cine e Cher? Cher. Deci, serios, seamănă cu Cher. Fără Caterinca. Chiar e simpatic. Simpatic. Bilic. Ce, mă? Bilic. E bună rău. Auzi ce Marian. L-ar fute Marian. Deci, serios, zici că e Cher. Transsexuală, reală, foarte selectivă, confirmare WhatsApp. Atenție, important de reținut. Nu răspund la SMS-uri sau numere private. Program de lucru nu este non-stop. Dorești și oferi seriozitate și vă rog a nu mă asocia sau compara cu alte eșecuri ale tale sau cu ceea ce ai întâlnit până acum. Sunăm direct. Da. Bună seara. Alo. Bună seara. Da, bună. Am găsit anunțul tău pe Public24. Da. Și mi s-a părut așa un pic că ești un pic altfel față de celelalte cu care am mai vorbit. Acum poate mă înșel, dar nu cred că... Așa, de unde mă sun? În ce oraș? Din București te sun. Păi și ce, n-am mașină? Pe viitor, nu știam, nu înțelegeam. Nu pe viitor. Aha. Fac 2 ore până la Brașov. Păi da, dar vezi-mă că deja 1:30 noaptea, n-ai cum să ajungi la 4 dimineața, 5 clara, aia, poate dorm sigur, știi? A. Păi mine atunci, sigur că da. Păi... Dacă te pornești acum la ora 2 din București, ajungi la 4:30 în Brașov. A, nu cred, că eu merg tare, nu-i problemă, că am BMW-ul, nu am Dacia. Ca idee, zici, adică nu, rămâne eventual să vorbim acum și să treci mâine, când e mai... să filtrează, știi, să nu adorm. Da, se poate mâine tot așa mai pe seara, adică după 11 noaptea? Sigur, se poate că dacă pornești mâine pe la un 9 din București, la 11 știm așa să zicem, știi? Ideea este... Ideea este următoarea. Am... Mă rog... Ți-o spun pe față așa că... Da. Na, eu sunt un bisexual, dar mai mult straight. Așa. Am avut o singură experiență cu un bărbat, mai de mult, când eram mai tânăr. Da. Ideea este că
am așa o fantezie mai ciudată, poate o să ți se pară. Dacă ai putea în momentul în care ne-o tragem să îmi vorbești cu vocea de bărbat. Dacă se poate, nu cred că pot. Iau hormon de pe țean, de seama. Ce anume? Iau hormon de pe țean. A, iei hormoni. A, deși nu mai ai vocea aia. Asta e, pe de-asta zic, da? Am înțeles. Da, bănuiesc că pulă mai ai, adică, nu? Da, bineînțeles. A, păi da, păi asta mă interesa. Că vezi, e chestia aia, fantezia aia both ways, știi? Și... Da. Dacă ai putea să-mi vorbești și cu voce de bărbat, ar fi genial, măcar așa, un pic. Da, bine, acum cât poți și tu. Exact. Păi dacă vei mâine, poți să mă sun și stabilim pentru mâine seara, că vezi seama, degeaba te pornești la ora 2 din București, că se face târziu, știi? Nu poți să încerci așa un pic acum să văd cum ar suna, nu? N-am cum, chiar nu am. Gen doar un cuvânt, așa, adică nu e ca și când fac laba și ascult la tine, că doar nu mă crezi tâmpit. Eu și acum m-aș fi suit în mașină să vin, dacă îmi spuneai că se poate, eu te sunam. Păi cum, Xavi, că n-ai cum, că n-ai ajuns târziu, asta spun. Deci păi, de-aia zic, da. Bun, spune-mi și mie, te rog, care este prețul pentru o ședință? Mine e 200 ora. 200, da? Da. Okay. Și atunci ne auzi mâine și stabilim, bine? Bine, mersi frumos, bine, te dragă, pop, drag, te pop, pa, pa. Băi, eu aș vrea să aud vocea de bărbat. E vrăjeală, mă, că ia hormoni și că nu știu, adică bine, probabil ia, dar e vrăjeală asta că nu știu dacă mai pot. Odată o auzi, hai, dă-te morții, mătii, du-te-n pula mea, vorba după tine. Vă dați seama că e clară treaba. Ăștia așa sunt, nu îmi spuneți mie că... Am așunat eu odată, știi? La unul de-ăsta care vorbea tot așa, se pisicea și odată, băi, du-te morții tăi, plecă, du-te în pula mea de aici. Dar de ce toți transexualii vorbesc cu puiule? Cred că sunt prieteni cu Marius Bucur. Serios, cred că sunt prieteni cu Marius. Așa. Bă, mai avem mă, audiență sau vorbim așa, dar... Cinste de oameni. Hai da, mă! Bun. 2 secunde, vă rog. Să mai sunăm și la femei, nu doar la filtre. Escorte. Dar la escorte... Vrem femei mature. Știți care e faza? Că o femeie matură vorbește mai mult cu tine. Așa, una de asta de 20 de ani, 21 de ani, imediat te... Știi? Te ejaculează imediat. Pac! Pa! Ia. Matură din Cluj. Cluj, bună ziua, nu? Bună ziua e în Cluj. Cartierul. Momentan, client. Ah, pula. Bună, sunt Laura, am 35 și sunt nou în oraș. Dacă te-ai săturat de poze false și fete pe grabă, vino la mine și vei vedea că există și fete diferite de cele fără bun simț. Ați apelat mesageria vă? Pula să vă bată. Bine, asta e o urare de bine, știi? Să vă bată pula.
sector 4. Mamă, e una nesimțită cu de mai țâțele să-mi bag pula. Hai da, mă. Vrei ceva diferit de tot ce există pe site? S-A-I-T. Bine, dacă stai să te gândești, e ok să spui S-A-I-T, că e un neologism până la urmă. Nu e o greșeală gramaticală, că uite, după aia scrie îmi rezerv dreptul de a liniuță mi selecta clienții. Asta, deci scrie corect. Bă, asta îmi pare intelectuală. Hai să vedem. Numai să răspundă. Alo. Bună seara. Bună. Am văzut anunțul dumneavoastră pe Public 24. Mai este valabil? Da, în ce zonă ești? În Popeș-Lordeni. Da, este 300 de lei ora, serviciile sunt de sectoral normal, 69 masaj. Nu mai încet. Am înțeles. Ideea este că aș vrea să vin acum, cam 20 de minute, nu cred că fac mai mult până mă pun în mașină. Se poate, da? La unde să vin? Nu se poate la dumneavoastră? Ba da, se poate, pe Dimitri Cantemir numărul 18. Vreți să veniți dumneavoastră la mine? Îmi dorești tu. A, deci se poate și așa. A, ok, cred că mi-ar fi mai comod așa să veniți dumneavoastră. Ok, trimite mesaj cu adresa completă. Ok, voiam să vă mai spun o singură chestie. Nu știu dacă aveți probleme cu treaba asta. Eu am și bile pe pulă. Mi-a închis. Aoleu. Dar ce, frate? Stai puțin că nu înțeleg. I-am spus că am bile pe pulă, mi-a închis. Dar stai, frate, puțin. Care-i problema? De ce? Ha, 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 toată lumea. Mai vrei să vadă lumea fața mea acum sau? Da. Ia uitați. Cât ai? 18 cu 3 rămase. 18 cu 3 rămase. Faci 20, nu? Sunt pe locul 30 de acum. Ma. Ia. Yeah. Ia uitați-l pe Remus. Pe. Ia uitați-l pe Remus. Pe. Uitați-vă la Remus. Pe. Ce față are Remus. Mamă, aici e Remus diviziune, adevărat, chiar de diviziune. Dar stai, frate, puțin, nu înțeleg, dacă am bile pe pulă, care-i problema la femei? Nu știu, dragă de pere, nu. Faci și ea niște de domnul. Ia uite. La cât se termină? Acum, 4 de minute. A, păi și nu vedem și noi ce pică? Da. Aia zic. Hai mă să mai... Nu putem să arătăm, doar să auzim. Da, da, nu o să putem să arătăm, așa este. Aer condiționat, un suc și o doamnă sexy și bun simț te așteaptă. Bistrița Năsăud. Matură și cochetă, cu servicii totale, dețin locație centrală, escortă care te duce pe culmele extazului, simte vibrația alături de mine. Vino să ne simțim bine. Alături. Deci aer condiționat, un suc și o doamnă sexy. Ia, stai așa un pic. Să-mi bag pula mesageria voastră. Doamnă matură, 47 de ani, Dolci, Craiova. Ce bine arată băbăciunea. Deci uitați-vă la bahornița asta, că nu e rea. Nu știu dacă sunt poze reale. Dar nu e rea bahornița. A, uitați. Hai să vedem. Dacă mamă, dar scrie frumos, cu cratimă, corect, bravo. Bă, dar de obicei astea nu răspund.
astea care scriu corect. Stă cu Beni pe stradă, baba. Ia uzi. Cam târziu, mă. Momentan, clientul a apelat. E târziu, boșilor. Era bună, bă, era bună roba, Horniță. Da, să vedem ce mai găsim. Din Cluj-Napoca, aia. Tot o matură. Nu mai de-astea maturi, mie astea îmi plăc. Alo? Bună. Bună. Te-am sunat pentru anunțul de pe Publi mai actual, de actualitate? Da, este, îți ofer companie intimă, oral și normal, diferite poziții, 150 finalizarea, 300 ora. Am înțeles. Eu stau la cineva în bună ziua, se poate să ne vedem așa în 20 de minute, nu? Da, se poate. Uh-huh. Spune-mi și mie, te rog, ai vreo problemă cu faptul că eu am bile pe pulă? Câte bile ai? Două biluțe. Contra cost 50 de lei. De bilă sau... Nu, dragul. Eu întreb că, na, acum... Da. Ai două bile, peste 150 mai dai 50 de lei. Dacă vrei o oră, mai dai 350. Am înțeles. Ce vârstă aveți dacă nu vă spați? 33. Ok. Deci eu sunt mai mare, am crezut că... Na. Da. Deci nu e problemă cu bile. E... Și dacă se mai poate o întrebare... Cunoașteți și poziția Dolinski? M-auziți? Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Îmi cer scuze că vă deranjez. Nu știu cu cine vorbesc. Că vorbești cu colega. A, colega. M-am gândit la un dacă sunteți mama și de-aia nu știam cum să... Mama? Serios? Păi, aveți o voce mai gravă și de aceea. Ok, există... Da. Și râsul, și râsul, și râsul, da, este okay. De mamă. E matern așa, nu știu. Da, am doar 33. Ah, mulți înainte. Eu am 36, de-aia... Dar mi s-a părut vocea un pic așa mai spre... Spre mamă sau mătușă. Voiam să vă întreb, lucrați împreună sau? Da, lucrăm împreună. Și se poate și... Am cu două camere. A, ok. Și se poate să vă am pe amândouă? Sigur, este 300 la finalizare și 600. Nu e problema de bani. Nu e problema de bani. Singura chestie... Da. Singura chestie este... Da, bine, mi-a spus prețurile, că probabil toată lumea care vă sună vă întreabă prețurile, dar la mine... Chiar nu este o problemă. Nu, toată lumea, stai liniștit, mai sunt și alții pentru care nu e nicio problemă. Așa, da. Așa, bun. Întrebarea era dacă cunoașteți poziția Dolinski. Ei, nu cunosc, dar mi-ai explic tu când ajunge aici. Așa și ejacularea de tip Regent. Dar bănuiesc că nu le știți și trebuie să vă spun eu cum e, nu? Când vin. Da, pentru fantezii de genul ăsta, care da. Sunt un pic mai speciale, da. Și special n-are grad de comparație. Bravo, bravo, mi-a plăcut aici. Mi-a plăcut aici, înseamnă că ai terminat o facultate. Se plătește suplimentar. Deci trebuie să vii cu bani, că noi facem multe. Banii nu sunt o problemă, dar ce facultate ai terminat? Nu contează, hai să nu prelungim. Dacă mi-ai spus, că specială nu suportă grade de comparație, e clar că ai terminat o facultate. Bun, pe mine mă excită. Pe strada Ploiești, numărul 33, nu prelungim conversația, când te hotărăști ne suni și vii, ok? Cu mare drag, să rămână. Hai da, mă! Erau intelectuale. Băi, deci nu e chiar așa...
E fain la Cluj. Da. Era șmecheră, da, 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 da. Nu era orice fragaieră. Vedeți? Era peste medie. Te-a pișat mătușa. De ce ne minți de o lună că faci Omega? Da, frate, așa e. Am întrebat-o dacă știe poziția Dolinsky și ejacularea Regent, că îmi scrieați voi, vă îngureți, vă fut. Și că tot curvă e. Nu cred! Nu era curvă, nu! Ejaculare tip Regent. Da. Era matroana. Nu mai erau colege, mă. Erau colege astea. Clar. Dar mie mi s-a părut că mi-o dă pe măsa la telefon. Fără mișto. Exact, s-a bășit Remus în camera altă. Bă, e... Nu pot să vă spun acum. E... Chiar nu se poate face Omega. Deci în camera aia mică nu se poate sta. Îți dai seama cu cât și-a tras-o în facultatea aia? Îți dai seama. Gangbang-ul prieteniei. Mai trebuia să zici de stilul Romeo Sordu. Da. Facultatea la curvă are o... Ce? Are o foarte mare relevanță. Trebuie să o sugă ca la carte. Exact, exact. La mine pula chiar știe carte. Fii sincer, după live mergi la ele? Da, frate, mă duc, da, 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 mă duc acum până la Cluj. Mă duc acum până în Cluj și fut și eu două femei deodată. Până la Cluj, ce mare căcat. E aici, la Cluj. Ce nașpa că nu pot să dau live-ul înapoi, măcar se salvează? Da, se salvează. Pe members only. Doar dacă ești membru cu abonament, poți să vezi live-ul ăsta. După, adică. E peste drum. Cluj aici, e peste medie. Așa. Bă, de ce ai sunat-o pe verișoară mea? Chiar la Aron, la Alba Iulia, e crescătorie de curve. Hai mă că nu cred. Îi peste Mureș. Ce mă bucur că nu faci donați. Da. Da mă, fraților. Mai luăm una matură? Doamnă matură, 42 de ani, București, sectorul 3. Deplasări doar la hotel, nu vin la domiciliu. Zona Corneliu Coposu. Și acolo e plin de... Ia. Fiți atenți aici. Alo, bună seara! Bună seara! Am văzut anunțul dumneavoastră pe site-ul Publii 24, mai da, valabil? Da, este super actualitatea anunțul, pot oferi companie intimă, oral, normal, anal. Prețele sunt 150, finalizarea de 150 euro. M-ați luat tare de tot așa, nu e problemă, banii nu sunt o problemă. Spuneți-mi dacă se poate să ajung la dumneavoastră cam în 20 de minute, așa? Eu vin din zona Zoster, pardon, și cred că fac 20 de minute maxim. E ok. Da, 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 mă, sunt unde ești aici. Sunt undeva pe lângă Ronda Alba Iulia, ca idee. Deci, dumneavoastră sunteți pe Corneliu Coposu, nu? Da, da. Da, 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 da. Da, puțin. Da, 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 corect. Bine, mi-a mai mult până mă bag la un duș, că, na. Ok, bine, hă. Așa. Ce vreți să mai zici? Da, voiam să vă mai întreb dacă aveți cumva floci la cur. Ai du-te-n pula, bă.
Păi de ce? V-am întrebat. Dar o aveam de mult la bloc pe asta. Am mai sunat-o pe asta. Bă, dar ale dracu nu se învață minte. În bagaboantele astea. Și că asta ori acum s-a trezit, ori acum a tras ultimul fum. Țărancă oricum, da. Din zona Zoster. Ea, cred că s-a gândit că vin din zona Dristor. El venea din zona Zoster. Hai, du-te în pula mea. Direct, așa. Așa. Olga, rusoaică matură și cu mult bun simț. Bă, Coaie, vreau să vă spun o treabă, dar fără nicio Caterincă, fără nimic. Bă, la un moment dat, Firte, care a lucrat aici la noi, zicea că se fute cu una Olga. Sau că o fute pe una Olga. Și că e rusoaică. Bă, fără mișto. Și mi se pare că mi-a dat toată o poză și era una cu ochelari. Și asta la fel. Bă, nu e nicio Caterincă, nimic. Deci vă jur, nu e vrăjeală. Hai să încercăm și vedem ce se întâmplă. Mi-a închis direct. O fi cu Firte acum și se uită pe live? Bă! O fi posibil? Da? Las, nu mai bine. Bă! Olga, eu te sun, Olga! Băi, serios? Bă, deci dacă o fi aia, e dezastru cu aia. Dezastru. Hai cum mai sună o dată. Cumva se uită pe live acum. Uite, mi-a închis. Coaie, ceva e dubios. Păi asta voiam, Cosmin. Asta voiam, dar nu-mi răspunde. Mie că se uită la live. Cred că e cu Firte și se uită la live. Că înainte îmi zicea Firte că asta se uita la live. Și cred că am dat de ea. Păi, deci am error 404. Băi, deci fără nicio Caterincă, fără nimic. Care ar fi? Adică eu țin minte din ce mi-a arătat el atunci poză cu ea, cam așa era. Băi, și mai e o chestie cu aia. Mie că poza asta pentru anunț e făcută de la garsoniera unde a stat Firte înainte. Seamănă foarte mult. Deci fără nicio Caterincă, fără nimic, uitați-vă. Deci patul ăsta și parchetul ăla de pe jos, de la garsoniera unde a stat Firte înainte. Că eu l-am ajutat să închirieze pe Firte. Că știți că eu mă ocup cu imobiliare. Firte a făcut poza. Vă mâncava și pe la voastră. Dacă e pe live, se închide exact la secunda 8. Ce secundă 8, mă? Băi, mâncava, aș mă uit la pozele ei, să-mi bag pula. Zice, sunt 100% o rusoaică matură, 33 de ani, înaltă 1,75, ochii verzi, cu sânii mari, mărimea 5 și forme apetisante. Te aștept în locația mea să ne cunoaștem mai bine, fără grabă și fără inhibiții. Dacă vrei o experiență nouă cu o rusoaică naturală, ai venit unde trebuie, garantez revenire.
Da, Vali, răspunsul este da. Fetița din clip, da, e Eva. Ia, stați așa că mi-au trimis ăștia de la EA Sports un mail. EA Customer Experience. You recently contacted EA Help and we want to hear from you about your experience. Please complete the short 4-question survey linked below. It gives you the opportunity to let us know how we can be better, how we can better support you and other players in the future. We want to make sure that you spend less time chatting with customer support and more time in-game. Click the link below to take the survey. Mie mi se pare asta că e ca la Pornhub. Tot cu survey de la... Hey guys, we have a gift for you. Start the survey. Ia. Stai că îi dăm start. Stai că o dăm direct așa. Ia să vedem. Did we solve your issue today? No. Overall, how satisfied are you with your most recent EA Help experience? Dissatisfied. Nesatisfăcut. Would you recommend this advisor to the next player who contacts EA Help? No. What else would you like to tell us about your EA Help experience? The customer service experience is peste medie. Uitați cu aia ce le-am scris. The customer service experience is peste medie. Și le dau send. Gata cu aia. Thanks for taking our survey. We're using feedback like yours to improve player experiences. Gata. Zi, the team is top-notch. Pula is top-notch. Pe când un story. Păi săptămâna viitoare facem. Am ceva pregătit mișto pentru voi. Bășinos. Eu sunt bășinos? Nu, no, frate, crede-mă. Du-te la Remus în camera acolo dacă vrei să simți. Hai că survey. Dar cum se citește? Survey? Survey. Scuze, da. Survey. Da, bine, nu am folosit niciodată cuvântul ăsta, sincer. N-am folosit niciodată survey. Niciodată. Survey. Nu, este survey, dar de ce am zis survey? Că era combinația V-E-Y și am zis că e vai. Dar de fapt e survey. Ok, gata frate, survey. De acum știu. Nu l-am folosit niciodată. Deci e un cuvânt pe care nu l-am folosit în limba engleză. Nu mai fac niciun story cu aia că sunt rupt în pula mea, ce story. Și mi-e și foame. Sună-l pe Cătălin Talent. Aia era. Aia mă gândeam, da. Back to Olga, please, we need her in our lives. Știi engleză ca vedeanu. Hai că... Ilie Dumitrescu are ceas cât mașina ta, pripașule. Live cum mănânci, ha, ha, ha. Bă, n-am cum, pentru că nu mai sunt terasele deschise deloc. Acum sunt până la 12. S-a reglementat, dar nu mai am cum să... Deci n-am cum să vă arăt. Ce dracu să fac? Să stau cu telefonul în mână și cu shawarma în gură? Și nici nu vreau să mănânc shawarma. Vreau să-mi iau altceva. Nu știu, o salată, ceva. Jepchi, unde e Nan? Nan? Cine? Mihai Nan? Nu știu unde e. Socului. Doamne ferească sfânt. Păi am făcut enterocolită de la socului. Nimeni n-are bășine cum le are Ilie Dumitrescu. Exact. Mai sună pe aia. Nu mai sun pe nimeni, boșilor, că sunt rupt. Sunt
pizdit în ultimul hal. Voi repede, sună, dar nu vă gândiți și la viața mea. Și mi-e și foarte foame. Ia. A, suntem încă 460 de oameni. Hai, da, mă. Live din mașină. Vreți live din mașină? Hai, du-te acasă și mai joacă beta. Nu am cum să joc beta, că se joacă Nede pe contul meu. Ia uite-i toți. Live din mașină. Să-mi iau o shawarma de la Dristor? Să mănânc așa o shawarma în fața voastră? Jepcar, ai avut ceva probleme cu mașina? Vreau să achiziționez și una asemănătoare. Da, mi s-a futut EGR-ul, dar este din cauza lor, pentru că mi-au făcut rechemare la servis și mi-au schimbat cooler-ul EGR. Și de fapt trebuiau să schimbe tot EGR-ul. Deci nu e că e proastă, sau, dar da, odată îți pică EGR-ul, dar dacă e mașina în garanție, n-ai treabă, îl faci pe moca. Asta e problema la BMW-uri, EGR-ul. Dar e ok, odată ce l-ai făcut, nu mai ai treabă. Sau odată ce l-ai schimbat. Bine. Deci ne vedem din mașină, fraților. Un soare blând răsare pe pământ și totul iar reînvie. Din vis trezit se înalță peste infinit un sărut lumii dăruind. Deschide-ți poarta soarelui să poată răsări. Gata. Hai. Să nu-ți uiți portofelul. Nu, că portofelul e în mașină. Băi, vă mulțumesc mult că ați stat până la ora asta atât de târzie cu mine. Poate unii n-or să mai stea acum pe live-ul pe care îl fac din mașină. Mă duc să-mi iau ceva de mâncare și vorbim. Asta e combinația. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ce ați făcut pentru mine până acum și pentru susținerea pe care mi-ați arătat-o atunci când probabil m-am emoționat și am empatizat cu cineva mai mult decât poate era nevoie. Le mulțumesc și celor care au donat peste medie, ca să zic așa. Vă am la suflet și vă mulțumesc. N-am cuvinte să spun cât de mult. Pentru cei care nu mai stau cu mine pe live-ul din mașină, pentru cei care nu mai stau, da? Le zic atât. Pace!